Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Bine ați venit în această seară de marți 23.03.21 aici în live pe canalul de YouTube, Facebook și, și pe Twitch, oameni buni. Mă bucur că suntem astăzi aici, alături, din nou, în emisiunea Întreabă-mă și primești răspunsul. Și, dragi prieteni, da, suntem din nou într-o zi specială, într-o zi după conferința de presă pe care a fost dată la Berlin și tot în cursul zilei de azi dimineață, după Berlin, a venit și o conferință de presă din Bayern, unde s-a confirmat, sau Markus Söder a confirmat restricțiile așa cum au fost puse pe hârtie la Berlin în cursul zilei de azi noapte. Da, emisiunea de astăzi este din nou Întreabă-mă și primești răspunsul. Puteți să mă sunați direct în live, așa cum este menționat și jos pe bannerul albastru. Dragi prieteni, puteți să intrați direct cu mine în live, puteți să-mi puneți o întrebare, puteți să-mi spuneți o părere de a dumneavoastră pe care o aveți. Bună seara, Florica Cătălin pe Twitch, bună seara, Elena pe YouTube, Rosalia pe YouTube, Dana Maria, bună seara tot pe YouTube, Ciprian, bună seara tuturor, 223 de cetățeni, suntem în live, distribuiți, dragi prieteni, live-ul, pentru că, da, cum spun întotdeauna, nu se știe când un prieten, o cunoștință sau un neam are nevoie de o informație și nu știe de unde să o ia. Și aici, de pe canalul acesta, poate să găsească informațiile din domeniile care probabil pe el îl frământă, la 600 de filmulețe, peste 600 de filmulețe pe care le avem pe canalul de YouTube din domeniul muncii, administrativ, circulației, din toate domeniile, este câte ceva acolo. Și dacă nu este, puteți să-mi scrieți și atunci facem un filmuleț special pe tema de care credeți că nu există. Ia să vedem primul telefonat, oameni buni. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu. Bună. Domnul Mocanu, dumneavoastră aveți drept de reprezentare la instanțele României? Depinde pe ce domeniu. Penal? Nu, pe domeniul civil. Pe domeniul civil, dar chemând în instanță Ministerul Finanțelor și Ministerul de Justiție. Nu. Ăla este domeniul financiar și administrativ. Da. Da. Acolo vă trebuie avocați specializați pe acest domeniu. Nu putem să luăm un doctor generalist când pe noi ne doare hernia, de exemplu. Trebuie să mergem să luăm un specialist pe acel domeniu. Și La dumneavoastră în... Noi avem, în organizație avem specialiști, bineînțeles. Bun. Aș putea să revin cu un apel în cursul zilei de mâine pe acest număr? De putut puteți, dar și pe pagina noastră aebs.org găsiți un formular de consiliere care trebuie completat, atașat și documente, dacă aveți ceva documente, ca avocații sau cel care îi să preia cazul, să se uită peste el, să vadă despre ce este concret vorba și atunci poate vă trimitem un e-mail și vă spunem cum este procedura mai departe, dacă se preia cazul sau nu se preia cazul. Am înțeles. Vă bine? Mulțumesc mult. O seară bună. Vă salut. Mocanu, bună seara. Bine ați venit în live. Bună seara. Mă numesc Gabriel din Freiburg. Vă salut. Și aș avea și nevoie de câteva informații, deoarece noul lockdown cam pune capul la întrebări. Eu trebuie să mă deplasez în fiecare zi, de luni până vineri, la reha, la recuperare. Așa. Și nu știu care e treaba acum cu noile restricții, că am auzit că sunt mai dure. Începând cu data de 29. Începând cu data de 29 și cam ce restricții ar fi pe Baden-Württemberg? Asta o să vină când scoate Baden-Württembergul legea nouă, restricțiile noi. Deocamdată nu o să apărute. Am înțeles. Pe pagina EBS, acolo vor fi actualizate
Urmăriți pagina ebs.org. Cum apare ceva nou, cum vine pus acolo pe pagină. Bine? Vă mulțumesc foarte mult. O seară bună. Vă salut. Mocanu, bună seara. Bine ați venit în live. Alo, bună seara, urmăritoare de-a dumneavoastră vă întreabă. Avem problemă cu proprietarul. A apărut igrasia în casă. Și, da, noi plecăm, lăsăm casa acum la sfârșitul lunii și ne spune că totuși costurile ar trebui să le acoperim noi pentru că n-am aerisit casa și de genul. Eu, care aflând de la fisa lui care stă în aceeași casă, doar la alt etaj, în casă, în vonul în care stăm noi, e undeva la mijloc, a mai fost problemă de așa ceva pe vremuri. Deci s-ar demonstra oarecum că ar fi din cauza casei. Dar el a chemat Gutachter de la, cred că e, da? Am înțeles că a și renovat casa mai de ceva vreme. Gutachterul nici într-un caz. Cum? Gutachterul nici într-un caz nu a renovat casa. Deci înseamnă că nu-i Gutachter. Mă rog, păi, ori e zugrav, zugravul, casa, este unul și Gutachterul este un specialist pe domeniul de... Cum e? Gutachter la Căș este pe domeniul ingineriei imobiliare și el își poate să-și pună părerea ce s-a întâmplat acolo. Da, da. Pentru că a fost odată, au făcut niște fotografii, acum a fost partenerul meu acasă când au venit ăștia la și nu știu dacă a fost aceeași persoană. Deja nu știu ce a fost, dar au măsurat temperatura la pereți prin casă, ceva de genul. Și de-aia m-am gândit că e vreun Gutachter de ăla, ca să-ți dea seama de unde e grasia. Și la urmă a dat din numeri și a zis către al meu, păi zice, nu știm să zicem 100% dacă sunteți voi de vină că n-ați deschis baran fereastra, sau așa, cam 70% a zis. Și a plecat. Și am mers la bătrână în seara asta și am zis, asta ce înseamnă? Ce ne spuneți nouă? Că cauțiunea oricum nu s-o primiți decât după 6 luni de zile, că scandal, că n-am mai putut să leg două cuvinte cu el. Că e din vina noastră, că n-am mai risit, dar vreau să mai zic către el, dar nu, n-ai cu cine să vorbești, e un bătrân de 90 de ani, nu știu, e foarte fixit. Și nu ai cu cine să vorbești. Zic, domnule, de ce nu mi-ai speculat în contract când am intrat în casă? Trebuie să spui, domnișoară, îți trebuie uscător de haine, n-ai voie să uși hainele cumva prin casă sau așa. Nu poți să-mi spui tu că de 3 ori pe zi trebuie să deschid fereastra când eu dimineața până seara sunt la muncă. Deci nu au nicio logică chestia asta și nu știu în ce parte să mă duc. El o zice, du-te la avocat, du-te unde vrei și eu nu știu în ce parte să mă duc, că m-aș duce. Doar pentru faptul cât ne-au amenințat și cât urlă la noi de vreme încoace de când au aflat că este grasie în casă. Noi am făcut de cunosc cum e. Păi bun, cea mai ieftină variantă este odată o consiliere la un Mieterschutz bun sau un Mieterverein. În general, când îți probleme, atunci să iau un avocat. Să merge la avocat. Acum, nu, trebuie să vedem și ce avocat am găsit, că ne-am dat mai mult pe români, că cu nemții am mai avut așa de face și nu mă țipă la tine. Da, atunci ce să zic, mulțumesc, o să sun mâine la ei, nu sunt asigurată, că am înțeles că este asigurare și la mier punct, nu sunt asigurată, dar sunt cu avocat, deci avocat pentru avocat am asigurare. Bun, mersi mult, o seară bună. Mulțumesc, o seară bună, la revedere. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnule Eric. Vă salut. Aș avea și o întrebare. Am înțeles că joi, săptămâna viitoare, va fi ca un fel de fire tag? Ce dată e joia deci viitoare? Deci o să fii liber? Nu știu. Ce dată va fi joia viitoare? Înainte de Vinerea Mare, de Paște, am înțeles că o să fie liber. Am înțeles de aseară. Nu știu. Eu știu că data de 1 și data de 3 sunt zile libere. Data de 1, da. Joi. Da. Așa s-o dat de la Berlin. Acum... Cum am spus și mai înainte, trebuie văzut restricțiile și legile care se fac pe fiecare Bundesland în parte. La înțelegerea la Berlin au fost... Am vrut să întreb că, am vrut să întreb că este zi plătită, adică o să fie ca un fire tag, deci încă nu se știe. Păi nu, ca fire tag totul este închis. Pe data de întâi... Ești plătit, nu lucrezi, dar ești plătit. Nu, este greșeală. În legislația de la Berlin sau în proiectul de lege ce spune Berlinul este că data de 1 și data de 3 sunt zile închise. Nu are voie să se muncească, doar pe data de 3 magazinele alimentare de igienă ale au voie să deschidă. Da, eu lucrez în genul la un magazin de băuturi. Da. Dar deci... sâmbătă eu nu lucrez. Cum ar veni?
Nu. Asta mă interesa. Da, dar joi. Data de întâi, asta e închis obligatoriu. Da, deci sunt de plătit. Păi dacă de ești plătit. Închis, cum să fii plătit? Sau la cum te referi? Mă refer ca Firetag-ul. Firetag-ul ești plătit. Păi, ăla e salariul care îți merge mai departe. Exact, exact. Nu are nimic cu plătitul. Plătitul este când întrebi că ești plătit, e dacă nu primești suplimentare sau... Asta mă refer. Asta. Nu, ăla e salariul normal. Da, deci asta e. Nu spune orele pe minus. O să fie ca o zi de Firetag în plus. Exact, exact. Exact. Ok, vă mulțumesc. Bine. Frumos, o seară plăcută. La fel. Toate cele bune. La fel. Ziu, nu am învățat nimic din cele două războaie, la naiba cu virusul. Rasă mai rasistă ca nemții nu există. Cine știe ce înseamnă AstraZeneca? Bună seara, bună seara, hai cu like-urile. Mulțumesc mult de tot pentru donația făcută lui Ciprian Lungu. Bună seara, bine venit din nou în live și mersi mult de tot pentru susținere. Aici pe canalul de YouTube, trebuie să menționăm, Mihai Stuttgartu, te salut, te salut. Credeți că totul va reveni la normal anul acesta? Nu știu. Asta nu știu, voi trebuie să-mi spuneți asta. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, domnul Mocanu, e o plăcere să vă cunosc, vă urmăresc cam în fiecare seară. Am și o întrebare, eu am lucrat până azi la DHL. Până azi. A venit controlul de... M-a auzit? Da, da, până azi am întrebat. Până astăzi, da. Pentru că astăzi a venit poliția de la DHL, cei care coordonează DHL-ul, și au constatat dânsii că în data de 27 martie mi-a venit cu un pachet în care am fi spus că eu aș fi aruncat acest pachet într-un container, nu știu unde, într-un coș de gunoi, aproape de casa mea, și mi-a făcut din ăla verbot ca să nu mai lucrez la DHL. Așa. Întrebarea mea, de ce nu mai pot să lucrez la DHL pe datorită faptului ăsta? Întrebarea mea este, eu pot să acționez în instanța acestui domn de la DHL pentru că el nu a avut nicio probă. Și întrebarea mea, de ce astăzi de pe 27 până ca suntem în 23, o lună de zile ca să... Asta e întrebarea mea. De ce l-au venit imediat cu această afirmație? I-ați putea să mă adresez unde avocat? Bineînțeles, clar. Deci eu pot să merg la un avocat să contestez această, cum să spun, această afirmație cu celul de căzând și au venit, mi-a arătat, m-a chemat, după ce am terminat programul de muncă seara asta la ora 5, m-a așteptat la poartă când am ieșit din sediul de la DHL, m-a luat acolo la dâns și acolo în birou la poliția internă de la DHL, mi-a arătat pachetul, mi-a spus că pachetul ăsta era un pachet de Apolung, adică care eu trebuia să-l iau de la o filială de la DHL să aduc în bază. Și el, dânsii, l-ar fi găsit pachetul ăsta aruncat dintr-un colț de gunoi pe lângă casa mea. Păi bun, este dovada că tu ai luat pachetul? Păi nu este dovada, că în scannerul meu nu rezulta acest pachet luat. Păi și atunci de unde zic ei că tu l-ai luat? Pentru că ei dânsii spun că pachetul ăsta ar fi fost găsit într-un colț de gunoi lângă casa mea. Bun. Dar n-au nicio dovadă. Păi poate să-l găsească unde vor ei, din partea mea și în cancelarea, biroul de cancelarie al lui Merkel. Cum pot ei să spună, pe ce bază spun ei că tu ai aruncat acolo pachetul? Există o semnătură, un scanat, ceva, că tu ai luat pachetul? Nimic. Păi și atunci? Nu există nimic. Întrebarea mea, ce-aș vrea să vă rog, firma dumneavoastră sau unde, asociația dumneavoastră, dacă v-aș contacta mâine privat, aș putea să-i acționez pe domnul ăștia de la DHL, că problema că eu mi-au pus interzis că nu mai pot să lucrez la DHL pentru chestia asta. Da, cum să nu, se poate, clar. Eu pot să vă contactez pe numărul da, ăsta mâine? Pot să vă contactez, să luăm problemă. Da, da. Pentru eu sunt băiatul care a scris mai înainte, că rasă mai rasistă ca nemții ăștia nu există. Pentru că eu, mama mea m-a învățat ceva. Mama mea m-a învățat că suntem două persoane și vorbim aceeași limbă. Și este și a treia persoană. Însă noi înțelegem limba, că persoana respectivă nu înțelege limba care o vorbim noi. Când vorbim la aceeași limbă, să înțeleagă și persoana respectivă. Ceea ce nemții ne tratează ca pe niște câlpi aici. Deci dânsii vorbeau în germană, care eu nu înțelegeam nimic ce ziceau dânsii. Păi bun, dar acum nu ai tu pretenții ca ei să vorbească limba română? Nu, pentru că
eu trebuie să mă conformez legilor din Germania. Am venit aici, trebuie să respect legile din Germania. Dar problema e că dânsii au afirmat că pachetul ăsta a fost găsit pe data de 27. Nu știu, nu înțeleg de ce nu a venit exact în ziua respectivă când dânsii au găsit acest pachet. După afirmațiile da. Nu știu, asta trebuie văzut, trebuie studiat. În final se poate că ai nevoie... Se poate să ai nevoie de un avocat din domeniul penal. O să vă contactez mie, nu-i problemă. Că nu-i problemă okay. că nu mai lucrez la DHL. Problema e pentru difamația care mi-a făcut. Adică m-a făcut clar, fără clar. Motiv, fără a avea o probă. Clar. O să vă contactez mie pe numărul ăsta. Ok, mulțumesc. O seară bună. Vă urmăresc în continuare. Mersi, vă salut. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, domnul Mocanu. Bună. Mă scuzați, am și eu o întrebare. Domnul Mocanu, eu lucrez la un restaurant ca mini-job. La sfârșitul lui octombrie, la începutul noiembrie, m-au dat acasă că s-au închis restaurantele. Acum, angajatorul meu spune că eu nu am drept să mă plătească statul, eu nu am, pentru că lucrez ca mini-job. E posibil așa ceva? Nu. Mini-jobul merge mai departe. El putea să vă bage pe dumneavoastră în curs, arbeit. Nu, eu am fost la întrebat că dacă eu nu am beneficii de salariu, din nimic, o să că nu. Ca mini-job nu ai dreptul la nimic. Mm-hmm. Așa, da. Dacă el zice, o fi, dar nu este legal, juridic. Eu vreau un pic să iau legătura cu dumneavoastră, că am mai vorbit în pe, cu dumneavoastră. Bun, pe pagina ebs.org există formularul de consultanță, care îl completați, atașați contractul de muncă, fluturașele, dacă le aveți și atunci ne uităm și vă spunem. Bine? Bine, vă mulțumesc, okay. Vă seară frumoasă. La fel, toate cele bune. Bună seara, cum se poate verifica un contract de muncă dacă este de 8 ore? Să, citindu-l. Când îl citești, atunci aveți ce-ți spune. Bună seara, domnul Mocanu, o întrebare, dacă plecăm, unde-i? Din Duisburg, pe data de 19 spre România, trebuie ceva? Ce să-ți trebuiască? Andrei Moisiuc, te salut! Apropo, mă așteptam să mă contacteze astăzi. Te salut, îți mulțumesc mult pentru donație făcută aici pe canalul de YouTube. Vreau să părăsesc Germania. Azi am semnat Kündigung, sunt în Kurzarbeit 100% până pe 34-a. Am mașină cu finanțare și vreau să plătesc din țară, dacă știți ceva. Bineînțeles că știu ceva, știu că trebuie să iei contact cu asigurarea ta, cu banca ta sau cu cine ai creditul luat și să discuți cu ei despre ce ai tu de gând să faci. Ei atunci hotăresc dacă te lasă să pleci cu mașina în țară sau dacă nu. Ziu, bună seara, domnule Eric, sper că v-ați odihnit bine aseară, după așteptarea doamnei vrăjitoare. Da, la ora 3 a ieșit mama Merkel, la ora 3 a făcut conferința de presă. Da, am așteptat până târziu noaptea, dar nici până la 3. La intrare în Germania este valabil testul rapid, nu este valabil testul rapid, este valabil testul antigen. Ziu, bună seara din Pforzheim, bună seara. Ziu, așa, vă rugam să vă... bună seara, dacă plecăm în Dubai, când venim înapoi, trebuie să stăm în carantină? Posibil, dacă atunci când vă întoarceți înapoi, Dubaiul, Saudi Arabia, în regiunea aceea, este pusă pe lista RKI. Așa zic toți șefii la mini-job, nu dau banii. Eu vă sun mâine cel mai bine. Ok. Bună seara, am permisul de Anglia, se mai poate conduce cu el în Germania? Da, se mai poate conduce, clar. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu. Vă salut. La un moment, la ora și mă deranjează. Vă rog. Și vă sun dintr-o problemă din... Scurt la subiect, vă rog. Am suferit un accident de muncă în 2017, mergeam către servici, cineva a intrat în noi, eu am intrat în comă, am fost operat în Bremen, după aia spitalizat, transferat de fapt în Hamburg și următorul an 2018 și până în prezent am schimbat patru avocați, i-am achitat pe toți, inclusiv am scheric studii în Mittelhausen, care sunt niște studii mari.
pe pensie definitivă. Două secunde. Numai un pic să ne oprim aici. Dumneavoastră ați avut accidentul în Bremen. Da. Accidentul în Bremen. Și firma pentru care ați lucrat era tot din Bremen sau de unde era? Nu, singura problemă a fost că eu am semnat contractul în România cu o firmă din Târgu Mureș, nu vreau să-i dau deocamdată numele, în 2016, dar tot în același an, dar în luna noiembrie, am semnat un contract. De fapt, mi s-a spus că noi vom fi pe firmă germană. Accidentul s-a întâmplat în 2017, eram în cursul de, era contractul de muncă a fost făcut pe perioadă determinată de 6 luni. Deci eram în timpul contractului de muncă. Eu, dar bun, contract de muncă cu cine ați avut? Cu România sau cu nemții? Cu Germania? Eu am semnat contractul de muncă în România, dar totuși ei ne-au preluat în octombrie 2017, în noiembrie, pardon. Încă o dată, când ați avut dumneavoastră accidentul? Pe ce contract ați fost? Contract cu firmă germană sau cu adresa cea din România? Pe firmă germană. Păi, atunci nu amestecăm România cu Germania. N-ați lucrat pentru România, ați lucrat pentru firmă germană. Exact. Păi nu exact, dumneavoastră le-ați amestecat. Eu nu le-am amestecat. Ba da, că-ți... altfel nu știam eu că ați venit în Germania cu firmă românească. Nici sistemul medical german n-a înțeles problema din cauza fluturașelor. Ei m-au întrebat frumos, cum de tu lucrezi la o firmă germană dacă pe fluturaș este scris FCE, FRL, la firmă. Și a trebuit să vin în România să pot să scot de la ITM județul în care stau, revisalele să le pot pune ca Berusche Mönchengladbach să poată să-mi ofere o pensie. Pensia este cu o o invaliditate de 40 plus, care este un handicap destul de sever. Am făcut anul trecut comisia din punct de vedere neurologic, că eu fiind în comă 3 luni de zile, operat la cap pe toată partea dreaptă a obrazului, coloana vertebrală fisurată în 3 locuri, între omoplat și partea de jos de bazin, și acum sunt cu invaliditate din punct de vedere neurologic 25%, partea trigeamănă de la creier, care coloară pe gât în joc, pe tot nervul, nu s-a luat în considerație, capul spart în partea stângă a urechii, unde este și urechea internă fisurată, care este vorba de orele acolo. Berusche Mönchengladbach acest handicap nu l-au luat în considerare, că este vorba de un anumit handicap. Cum am făcut în 2019 în Schlierbach, la universitate am făcut toate analizele, pentru a fost alegerea mea unde vreau să le facă. Berusche Mönchengladbach mi-a zis. Bun, și acum? Cum este statutul dumneavoastră? Acum problema este că eu poate săptămâna asta trebuie să ajung în Germania din cauza că domnul avocat mă cheamă iară cu toate dosarele, că el zice că nu are dosarul de la Amsterdam, că eu am plătit și acolo, deci am fost în comă și acum trebuie să-mi plătesc statului german ca eu să-mi recapă toate drepturile pentru semnătură și absolut toate drepturile. Bineînțeles, și eu am făcut contestație și în privința plăților avocaților, dar mie trebuie să-mi ofere înapoi banii, care e o sumă, nu știu dacă mă pot exprima față de dumneavoastră, dar le pot trimite pe e-mail față de... Păi bun, banii primiți înapoi când se dovedește că dumneavoastră sunteți nevinovat și alții trebuie să plătească. Sunt nevinovat că eram pasager în mașina firmei. Mergeam către locul de muncă și m-am trezit după 3 luni de zile, deci cum am spus, am declarat la din iaurte 16 aprilie 2017 și undeva la sfârșitul lunii martie acelui an m-am trezit în Hamburg în spital. Eu crezând că sunt un abator în tenis, că acolo am lucrat cu... Deci mi-am adus aminte cu
vreo 3 ani în urmă. Mm-hmm. Deci nu mai trăiam în 2017, eu trăiam în 2014 și în perioada aia am lucrat în tenis, 5 ani de zile. Mm-hmm. De zile. Și a trebuit declarate pentru Berus, că nu se șapte absolut totul. Să pot, eu depinde de, o, de un fărlat pentru rente, cum se spune în germană, pensia. Da. Acum, eu zilele astea trebuie să mă întorc în Heidelberg, să mă duc la Berus, că nu se șapte pentru pe partea de Ausland, Ausweilung, mm-hmm. pe partea de străinătate. Că eu până să nu-mi fac transferul către România, eu am fost în Mannheim cu Berus, și ei de acolo, doamna care mă reprezenta, mi-a spus că poți să te angajezi oriunde trei, poți să ai salariul. Nu ne interesează că pensia asta va fi pe perioadă nedeterminată. Mm. În anumite acte ale scrie una, altă, cei de la... Da. Berus, nu se știu, opționând, zice, asta așa alte, este, da. Eu nu mă înțeleg absolut nimic. Da. Și am zis, trebuie să se facă. Eu am făcut, domnul Mocanu, am insistat la toți cei patru avocați, vreau să ajung în instanță, să aduc în instanță firma pe care m-a contractat și m-a detașat în Germania cu toate problemele. Mm-hmm. Așa. Bineînțeles, plățile pentru avocați. Nu vreau să dau numele, că nu-i frumos. Și să ajungă în instanță, să vedem care e problema. Că în partea de sud, în partea de nord al Germaniei, toată lumea își bate joc de... de asta e peste tot. Asta e peste tot. Da. Bun, trebuie să iau și următorul telefonat. Vă mulțumesc mult de tot pentru poveste. O seară bună și multă sănătate. Vă doresc. Bine, vă mulțumesc. Vă salut. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, domnul Iriș. Bună. Sunt funcționătoarea mea, am o întrebare. Deci, fata mea e venită vreo 2 luni în Germania, da? Și locuiește cu prietenul și cu părinții. Deci ei sunt 4 și cu fiica mea 5 în casă. Și ei spun că nu au voie să stea 5 persoane în casă. Deci asta e adevărat sau nu? Cine zice asta? Deci ei au... patroana de casă. Deci ei au almeri lung toți, în afară de fiică mea, ea nu are. Și câte camere au ei acolo? Da, păi sunt 3 în total. Păi și cu domn? Toți. Deci sunt 2 copii și 2 părinți. Deci părinții au camera lor, copiii au separat, dar fata mea trăia cu copilul, deci doarme în camera lor. Și spune că nu, că nu este, deci nu poate să stea. Deci vreau să știu dacă e adevărat sau nu. Bun, acum cum doarme, asta este treaba lor. Proprietarul nu poate să le spună cum să doarmă. Aia e clar. Și cum să locuiască. Da. Ce poate să le ce poate să le facă, să le dea cundigung și să-i dea afară. Aia poate. Dar deci cum? Deci e adevărat. Uh-huh. Păi adevărat ce să fie? Adevărat nu e nimic. Adevărat că nu există lege în care spune tu nu ai voie decât în 3 camere 3 persoane. Sau în 3 camere 6 persoane. Nu există legea asta. Da. Dar ca proprietar, dacă consideri că acolo în apartamentul ăla nu a fost închiriat apartamentul pentru persoanele astea, atunci poate să zică, ok, ți-ai mai adus alte persoane, atunci caută-ți alt apartament. Da, deci da, este familia, deci părinții și 2 copii. Copilul are fata mea și ălalt bine în camera lui. Și a spus că nu poate să stea o persoană în plus, 5. Da. Da. Nu știu ce să cred. Și mai ceva am să vă întreb. Deci, eu am făcut armele dung la fată, deci nu la primărie. Eu nu știu cu cine. Eu, habar n-am. Atunci nu i-am făcut armele dung. O fost la o româncă care a făcut actele și eu am întrebat, păi cum ți l-ai făcut tu fără să lucrezi? Chiar nu lucrează. Și am zis, cum se poate așa ceva, pentru că este în Germania, nu se face fără să lucrezi armele dung. Nu există. Ei, nu e adevărat. Da, deci ori încurcat, da, eu am făcut. Și am zis, păi, pentru că nu este adevărat. Armele dung nu are nimic cu munca. Și munca nu are nimic cu armele dung. Două lucruri total diferite. Așa, și dacă ea i-a, deci i-a făcut almerdungul ăsta și ea nu lucrează, ce se întâmplă acum? Adică, care e întrebarea? Că nu înțeleg. Care să fie întrebarea?
Dacă ea are ani, mi-aduc și nu lucrează. Care e legătura între ele? Da. Da, și asta. Care, deci ea nu lucrează și are alt merg. Ei vine asigurare. Cum păi și care e problema? Și care este problema? Păi nu, eu vreau să știu dacă se poate sau nu se poate cu alt merg fără să lucrezi. Păi care este legătura între an lung și munca? Sunt două lucruri total diferite. Nu văd legătură. Nu știu, dar asta întreb și eu. Deci se poate să ai un an merg în Germania fără ca să fie angajat? Deci nu intră cu munca. Păi da, încă o dată, ce are anmeldungul? Dumneavoastră în România, da. Eu cunosc că în România, jumătate din România stă acasă, nu muncește. Și tot au un buletin. Bine. Păi ce are una cu alta? Păi nu știu, că de asta l-am întrebat ca să știu. Deci că mie mi-e tare frică, că eu am auzit că dacă tu ai anmeldung în Germania... V-a spus asta un avocat? Ce ați auzit dumneavoastră, v-a spus asta un avocat? Nu, nu, eu singură de la mea să vă urmăresc. De la mine n-ați auzit așa ceva? De la mine cu siguranță n-ați auzit așa ceva? Nu, vă urmăresc pe aici, nu știu, așa. Dar nu, de la nimeni, că eu nu am pe nimeni. Nu. Păi da. Dumneavoastră ați spus că ați auzit. Dumneavoastră ați spus că ați auzit. Păi dacă ați auzit, de la cine? Eu așa știu că nu, nu știu, nu e bine. Păi dar... Deci ca să ai un anmeldung în Germania și să nu lucreze. Și nu are nimic, poți să lase sau cum? Cum? Deci merge fără. Păi anmeldungul merge fără o muncă în Germania. Deci da, poate să lase registrarea la casă. Păi dar n-are nicio legătură una cu alta. N-are nicio legătură una cu alta. Mm-hmm. Dacă chiriașul, proprietarul își primește banii, îl interesează pe el de unde face la bani. Da, păi tocmai că ea nu lucrează și nu, ea stă cu prietenul ei. Ok, păi și ce, interesează pe proprietar dacă ea lucrează sau nu lucrează? Da, ok, am înțeles. Aha. Ok. Nu știu cum, da, cum este. O seară bună. Bun, vă mulțumesc în suflet. La revedere. Bună, mulțumesc frumos, la revedere. Așa, ia să vedem aici ce avem. Da. Mulțumesc lui Cornel Moldovean, mulțumesc mult de tot aici pe YouTube pentru donația făcută, pentru susținere. Mersi mult. Eu, în perioada de probă, te pot da ei, da afară? Stai, unde mi-a sărit asta? În perioada de probă, te pot, iară, da ei afară? Tu ești în accident de muncă? Da, bineînțeles, logic, de-aia există și probă. Multă răbdare aveți cu toată lumea, domnul Mocanu. Mulțumesc, Elena, mulțumesc, bună seara. Da, numai că sunt unele lucruri la care nu le înțeleg nicio rostul, nu le înțeleg sensul, adică cum a fost și în cazul ăsta. Ce are anmeldungul fără job? Că nu-ți găsești apartament, că proprietarii îți spun, ia arată-mi din ce venit ai tu. Aia e o altă bandă. Dar eu dacă îi arăt banii acum, geanta cu milioanele, la proprietar, ăla nu se mai întrebe pe mine ce lucrez eu. El își vede banii, aia e. Dar nu are nicio legătură munca cu apartamentul, cu anmeldungul. Anmeldungul se face acolo unde locuiești și ești obligat să te anunți. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, am și o întrebare la dumneavoastră. Nora mea se află în Germania, are copilul 2 ani. Și a mai luat un an de neplătit și acum este însărcinată iară. Mm-hmm. Și nu știe cum să facă. Deci, toată procedura momentan... ce-a făcut și la primul copil îl face iarăși la al doilea. Da, dar e angajată nu știu cum. Păi nici eu nu știu. N-am de, unde să știu eu cum este ea angajată. Hai. Da. E angajată prin agenție. În general, procedura este la al doilea copil, așa cum a fost la primul. La al treilea copil, așa cum a fost la primele două. Asta e procedura. Aceeași procedură se întâmplă. Da. Bine, mulțumesc. O seară bună. Frumoasă. La revedere. La revedere. Domnul Eric, sunteți tare cu nervii. Cred că se referă că să nu îi vină asigurarea de sănătate. Păi și aia iară este o altă legătură, iară e cu totul altceva. Deci. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, am și o întrebare. Vă rog, opriți în spate telefonul sau televizorul sau ce aveți. Da, imediat. Vreau să întreb,
Vrem să mergem în România în weekend, acum când copiii ia vacanță, vineri, să plecăm de aici. Și aș vrea să știu dacă la întoarcere din România către Germania trebuie făcută carantină și dacă trebuie făcut testul COVID. Nu când veniți în Germania, ci când intrați în Germania să face testul. Da, da, da. Se face carantina. Testul trebuie să-l aduceți din România. Am înțeles, și trebuie tradus în engleză sau în germană? Păi, dacă îl faceți la un laborator recunoscut, atunci vă dau ei. Le spuneți că vă trebuie pentru străinătate și vă dau unul în germană, engleză, franceză. Am înțeles. Și carantina, chiar dacă este testul negativ, se face pentru o perioadă de 5 sau 10 zile? N-are nimic, n-are nicio legătură carantina cu testul. Testul arată că n-ați avut COVID. Carantina se face că poate aveți COVID. Am înțeles. Două lucruri deci diferite. Și carantina, dacă avem testul, se face doar 5 zile? Nu. Carantina se face 10 zile. Din a 5-a zi aveți posibilitate să cereți la asigurare, la asigurare, la Gesundheitsamt, să vă lase să faceți testul pentru a ieși mai repede din carantină. Dar în principiu este 10 zile carantină. În Thüringen este 14 zile de carantină. Am zis. Suntem în Nordwestfalen. Trebuie să vă uitați atunci care este legea când vă întoarceți înapoi în Germania, care este legea în aplicare și în regiunea dumneavoastră. Am înțeles. Da? Da, mulțumesc frumos! O seară bună, la revedere! Zu... Așa... Bună seara, domnule Eric, vrem să plecăm în Franța pentru câteva zile, va trebui testul la intrare în Franța, întreabă Franța. N-am de unde să știu ce face Franța. Eu pot să zic ce intri, când intri în Germania ce se întâmplă. Și dacă vrei să intri în Germania din Franța și Franța este pusă pe lista RKI, atunci trebuie să faci carantină. Obligatoriu ce va fi, ce va intra în vigoare, este că fiecare cetățean, indiferent din ce țară vine el, până acum se spunea, vii dintr-o țară care este pusă pe lista RKI, trebuie să te înregistrezi pe platforma aceea de einreiseanmeldung.de. Acum va porni cu noua lege care s-a făcut aseară la Berlin. Indiferent din ce țară vii, vrei să intri în Germania, trebuie să vii cu testul COVID, trebuie să te înregistrezi pe platforma digitală. Mocanu, bună seara, bine ai venit în live! Bună seara, am o întrebare dumneavoastră în legătură cu Arbeitslos. Așa, deci eu sunt în Arbeitslos de la 1 ianuarie și am cerut să fac un curs de germană B2. M-au înscris la GFZ, după care am început să frecventez cursul online. Și nu mi s-a spus, deci în timpul care făceam cursul, auzeam de la colegi că au termin cu job coaching-ul, tam. În sfârșit îmi vine și mie rândul și mă cheamă, mă sună la telefon, îmi spune că e job coaching-ul meu și că voi fi contactată să mă duc la ei în birou. Ok, toate bine și frumoase până aici. Eu m-am dus, fiind foarte sinceră de felul meu, le-am spus, da, ok, sunt mulțumită, îmi place cum funcționează școala, dar va trebui să plec în România, deoarece am o problemă în România care solicită urgență și pot să-mi iau computerul cu mine ca să fac cursul online, cum procedează toată lumea, că auzeam pe la curs că sunt în Italia, tam. Tipa îmi spune, da, bineînțeles, dar ok, să contacteze Arbeitsagentur, dar zic că da, pentru ce? Dacă eu n-am mai fost niciodată Arbeitslos și nici n-am avut de-a face cu, mă rog, cu instituțiile statului, să zic așa. Ok, zic, păi nu văd de ce să contactați, zic că din cât i-am auzit, probabil o să zic că nu pot să merg sau știu eu, zic, am computer cu mine la școală, să fiu în toată ziua, problema care eu... Care este întrebarea, vă rog, acum? Poftim? Care este întrebarea? Așa, întrebarea este că, de fapt, tipul m-a lăsat săptămâna toată, înainte să plec, m-a sunat și mi-a zis că eu trebuie să anunț Arbeitslosul.
Aole, zic, cum dragă, zic, da, în momentul ăsta eu plec. Am o întrebare, Dumneavoastră când v-ați anunțat la Arbeitsamt, la Arbeitsagentur, printre formularele care le-ați primit de completat, n-ați primit și o cărticică mai așa, cu câteva pagini? Nu. Nu ați primit? Nu. Mirare. Sincer, mirare. Nu, nu, nu am primit nicio cărticică. Pe lângă asta, și la cursul respectiv, cartea de care trebuia să le trimită, nu le-a trimis-o, profesoara le trimitea ea online, lecțiile. Problema este că eu, când am sunat-o și în birou i-am spus că plec, a zis că ok, dar totuși să anunț că, se informează ea. Eu am așteptat o săptămână, nu m-a sunat, am văzut că nu m-a sunat, zic mă, probabil chiar nu a sunat să întrebe. Ei, înainte să plec, că să sunați să spuneți că mergeți, că dacă plecați din Germania. Ei, după care am plecat, deci m-am certat, zic, păi da, mă lăsați acum, eu când a doua zi trebuia să plec, mă lăsați vinerea, deci vinerea mă sunați și spuneți că eu nu mai pot să plec, eu trebuie să sun la Arbeitsamt. Deși am sunat la Arbeitsamt și am spus, deci m-a bineînțeles că m-am certat și am spus, domnilor, uitați aici, doamna m-a lăsat să plec, m-a lăsat în ultimul minut, m-a sunat și a zis, da, dar știți, acum trebuie să sunați și să spuneți că plecați și așa mai departe. Ei, de aici ce vreau să vă spun, pe lângă faptul că mi-a spus că taie două săptămâni de zile din bani, inclusiv de la școală, mi-a făcut, gândiți-vă să cred că, deci am înțeles eu. Întrebarea este, se poate așa ceva? Există așa ceva? Eu le-am zis, domnilor, zic, dar nu suntem arestați. V-am spus clar, școala este online. Eu am cerut un curs, n-am cerut, tot ce am spus de aia care am cerut, n-am stat cu mâinile în sân, automat le-am spus, da, domnilor, vreau să fac, zic, dacă toți sunt în Arbeitslos, zic, de ce să nu profit să fac școala de limbă germană la un nivel, în sensul B2, că B1 deja l-am făcut. De corect este corect, numai că în timpul cât sunteți în Arbeitslos, nu aveți dreptul să părăsiți locația. Aha. Chiar dacă fac școala online. Dar pe cine interesează ce faceți dumneavoastră? Dumneavoastră, cât ești pe șomaj sau pe job center, nu ai voie să părăsești orașul. Că te duci scurt până locuiești în München și fugi până la Ingolstadt, scurt, aia da. Dar seara tu trebuie să fii înapoi. Am înțeles. De aceea v-am întrebat dacă când v-ați anunțat dumneavoastră pe șomaj, ați primit o cărticică SGB 1 sau SGB 2 cu toate informațiile acolo scrie. De primit n-am primit nimic, am primit doar două plicuri în care unde trebuia să mă amendez pentru cursul respectiv. Nu. Iară, nu amestecați una cu alta. Când v-ați anunțat pentru șomaj? Atunci. Nu pe perioada cât ați fost în șomaj. Nu. Când v-ați anunțat în șomaj, când ați depus cerere pentru șomaj, atunci... Exact. Atunci, normal, trebuia să primiți o cărticică în care vă informa despre drepturile și obligațiile pe care le aveți. Nu am primit absolut nimic. Deci nu am primit absolut nimic. Am intrat în Arbeitsamt de la 1 ianuarie, dar nu am primit absolut... Și cum v-ați anunțat pe șomaj? Ați mers la șomaj sau ați făcut-o online? Cum? Deci am avut Kündigung de la, a fost în... Încă o dată, cum v-ați anunțat dumneavoastră la Arbeitsagentur pentru șomaj? Ați fost la ei sau ați făcut totul online? Online, tot online. Bingo! Acolo la online ați avut lucruri de bifat și ați bifat acolo că ați înțeles regulile. Da. Mai să... De aceea nu se bifează nimic până nu se citește. Da. Bine? Ok. Bun. Bine, am înțeles. O seară bună, toate cele bune, la revedere.
Da. Zo, ia să vedem. Locuri frumoase, așa mai... Așa... Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu. Numele meu este George Nițu, vă spun din Augsburg. Bună. Vreau să vă prezint un caz. Am venit anul trecut cu mașina din România. Mașina prin am în continuare matriculată în România. Da, da, vă ascultăm. Fiind matriculată mașina în România, ITP-ul din România îmi expira, mi-a făcut tube-ul aici în Germania. Însă a trecut acea perioadă de 6 luni de zile în care nu am matriculat mașina. În această perioadă m-am zis că trimit în România, am întârziat, mi-am cumpărat altă mașină, în fine. Problema a venit în ianuarie, sau nu, în februarie mai exact. Mi-a venit poliția acasă și mi-a ridicat numerele la mașină și după care mi-a făcut un termen la vreo două zile să vin cu cineva care vorbește limba germană. Am fost la ei, am semnat procesul verbal, mi-au dat numerele de matriculare înapoi, le-am spus că mașina va fi trimisă în România, după care mi-au transmis că anul ca sigur judecătorul va hotărâ dacă va fi de amendă sau nu va fi de amendă. Au verificat istoricul, nu am amenzi în Germania, au spus că acest lucru e foarte bine că nu am amenzi. Acum întrebarea la dumneavoastră ar fi, știți că ar fi o astfel de amendă sau se poate contesta, are rost să o contest, e câștig de cauză, nu e câștig de cauză, întreb, nu știu. Ori și ce se poate contesta. Așa, acum trebuie ca să angajați un avocat sau pe noi pe pagina radar.aebs.org avem formularul de consultanță pe temele de circulație, mașini, carnete. Acolo completați, atașați documentele pe care le aveți, amenziile sau ce sunt. Ne uităm peste ele și atunci vă înștiințăm tot prin e-mail ce se poate face, dacă sunt șanse, nu sunt șanse. Atunci o să discutăm concret când vedem despre ce este vorba în acte. Am înțeles. Bine? Vă mulțumesc mult pentru informații. Vă mulțumesc mult, sigur că da, vă mulțumesc mult. O seară bună, toate cele bune. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo? Nu vrea? Bun. Eu lucrez 8 ore pe săptămână. Cine mă plătește în Mutterschaft? Eu trebuie să nasc pe 27 iunie. Păi tu nu ești în Mutterschaft atâta timp cât lucrezi. Ești în Mutterschutz, aia e cu altceva. Dar cât lucrezi, ești, lucrezi. La minijob nu te plătește nimeni. Vei primi după ce naști 300 de euro de la... Asta a fost cu 300 de euro la minijob? Ok. Vă rugăm să vă... Așa. Ia să vedem dacă răspunde acum. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, domnul Eric. Vă salut. Am și eu o întrebare, dacă mă puteți lămuri și pe mine. Încercăm. Soția mea a... Ia, da, avem un copil și a stat, ăsta e al treilea an care stă în Elternzeit. Dar neplătit. Un an a fost plătită, doi o ales să stea acasă neplătit. Plătită. O săptămână jumate am sunat la fabrică ca să înceapă lucru. Normal ar fi trebuit să stea până în octombrie acasă. Uh-huh. Atunci se termina Elternzeit-ul și am căzut de acord să înceapă lucru. Nu. Avem și nevoie de bani și toate cele. Și a acceptat firma respectivă ca să înceapă lucru din 1 aprilie, dar noi ieri am aflat că ea este însărcinată. Cum putem face aceeași variantă, am mai sunat și o doamnă acum vreo jumătate de oră și mi-a spus exact aceeași variantă. Să beneficieze de Elterngeld. Din moment ce ea e în Elternzeit, acum, până la 1 aprilie. Păi, bineînțeles, totul merge mai departe acum, pornește pentru încă un copil. Clar, procedura este aceeași. Deci beneficiază. Păi, bineînțeles. Multă lume îmi spunea că nu are cum să beneficieze, că trebuie să înceapă
să se termine perioada aia până în octombrie, un exemplu, dar firma au acceptat să o iei la lucru mai repede și acum e gravidă. Nu, nu știu. Păi nu, tot... Și trebuie anunțat la lucru acum, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Clar. Nu, că astăzi chiar am primit o hârtie de la firma respectivă. Aceeași procedură, cum a fost la primul copil, se face și acum. Aceeași procedură. Bine? Bun. O seară bună, vă salut. O seară. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu, Marcel Țăran, numele meu, o întrebare scurtă și la subiect. Vă rog. Am urmărit astăzi la dumneavoastră pe site noua lege. Întrebarea este, dacă mă duc în România acum de Paști și mă întorc înapoi cu test COVID și cu înregistrarea online, trebuie să fac carantină? Bineînțeles. Se face carantină? Da. Obligatoriu. Nu există scăpare. Nicio scăpare. Bun, mare mulțumire, vă doresc. O seară bună. Sănătate. Vă salut. Seară frumos în continuare. La revedere. La fel, vă salut. Da, știa ceva, însă nu prindea ordinea, prin data, prima dată anmeldung și după aia contract de muncă, nu merge contract de muncă fără anmeldung. Ba da, merge, cum să nu, poți să-ți faci anmeldung pe adresa din, contract de muncă pe adresa din România, este posibil. Dar e durere când nu știi, așa, degeaba ești după soț, nu primești mutărșuț decât dacă plătești singură asigurarea medicală. Nu. Nu. Dacă ești căsătorit, atunci este familie în fazihă lungă. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Mocanu, bună seara, bine ați... Bună seara. Bună seara. O întrebare. Două secunde că nu vă aud. Acum. Vă rog. Așa. Acum de Paști. Să zicem, acum cu 4 zile, cum este, 5 zile de liber, Germania, șofer pe camion. Se poate, de exemplu, dacă mă duc acasă la întoarcere, cum e acum? Trebuie să prezint testul sau nu e obligatoriu acum? Când mergeți acum în România? Da, aș vrea germana care vine mie. Dacă plecați din Germania, nu trebuie în România niciun test, nici o carantină. La întoarcere, că nu la întoarcere. Nu știu când va fi întoarcerea și ce restricții va fi la întoarcere. Noi vorbim de legea ce este astăzi și ce știm că intră în vigoare. Ce va fi concret în ziua aceea, trebuie dumneavoastră cu două zile sau cu o zi înainte de a veni în Germania să vă informați ori pe pagina instituțiilor, ori pe pagina ebs.org. Acum e până acum, să zic așa, deci se poate, fără... La ora actuală, din noiembrie, avem carantină plus... înregistrare plus test. Așa, deci eu mă refer că dacă 4-5 zile să nu stau în Germania, să plec până în România și să mă întorc înapoi... Ați părăsit în Germania? Ați părăsit Germania, nu interesează cât stați. Turismul este interzis. Poftim? Zic, la întoarcere să nu fie vreo problemă, știți? Exact asta v-am explicat. Noi din octombrie, noiembrie, adică avem aceeași restricție ce o avem și acum în aplicare. Turismul este interzis, ai părăsit Germania, când vrei să intri în Germania, testul COVID, înregistrare, carantină. Am înțeles. Ok, super. O seară bună. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnule Ric, mai am numesc. Vă rog. Sunt din zona de Dortmund. Am o întrebare. Lucrez șofer profesionist, se respectă timpii de condus, banii sunt ok, dar am o nelămurire. Diurna mi se pare prea puțină, dormim mult pe cabină, diurna e 20 de euro și sunt contractă 45 de ore și nu știu, nu se plătesc orele extra sau ceva de genul. Noi facem undeva la 250 de ore. Păi, contractă 45. Băi nu, dumneavoastră ați spus că orele sunt bine plătite. Acum doriți ore suplimentare. Nu, avem salari fix. Avem salari fix. Nu, salari fix nu există. Salari fix nici măcar în contractele unde scrie că primești 2000 de euro, tot nu este salari fix. Totul este totdeauna pe ore. Deci nu la noi ore. Deci eu am brutul 2000. Peste tot este pe ore. Peste tot este pe ore. Peste tot este pe ore. Nu există salarii fixe. Nu scrie niciun pe futuraș, pe ceva, nu scrie. Nu, vă scrie în contract. Trebuie să citiți.
Bineînțeles. Și dacă eu lucru mai mult de 180 de ore, ce trebuie să fac? Să-i arătați șefului, să-i dați pontajul, șeful, uite aici, eu am lucrat atâtea ore în plus, în ziua X am lucrat atât, în ziua X am lucrat atât, te rog, corectează-mi salariul și dăm banii. Nu vi dă instanța. Nu știu să citesc contractul ăla, că nu știu germană. Să fie undeva pe contract să specific acolo că sunt 45 de ore conduse sau 45 de ore cu tot, cu ciocănele, cu, mă rog. Nu există conducere, există muncă. Condusul deci, este doar pe cardul tahograf. Că și șmecheri, undeva ne bagă undeva la vreo 80 de euro ceva ore de noapte, conducem și de noapte și de zi, nu știu ce. Când consultați un avocat sau pe noi prin formularul de consultanță, atunci atașați contractul de muncă, atașați fruturașele, atașați pontajul, dumneavoastră cât ați muncit și atunci putem vedea dacă este de mai trebuie să primiți bani sau nu mai trebuie, sau poate să dați bani. Păi nu, în principiu ar cam trebui la cum muncim, asta e chestia. Bun, asta spune toată lumea și când e vorba să arate ceva dovezi, nu arată niciunul. Asta e. Păi dovezi, eu ce dovezi? V-am spus că am un contract, nu plătit la ore. Oricum să fac, să trimit cumva pe un formular contractul și cumva sau cum? Cum am spus, ori un avocat, ori pe pagina ebs.org avem formularul de consultanță. Bine? Ok. O zi bună, vă salut! În Germania nu se lucrează mai mult de 180 de ore pe lună. Aia crezi tu? Aia crezi tu? Da? În o grămadă de joburi se face 200-240 de ore. Oi. Și la mine e la fel, 200 plus, așa e la șoferi. Nu este așa la șoferi, așa este la voi pentru că voi acceptați. Doamne, da. Așa, nu scrie în contract așa, am și eu salar fix, nu există. Întotdeauna scrie. Dar, chiar dacă scrie, nu înseamnă că știi să-l și citești. Asta e altceva. De aceea există avocați și există organizația EBS. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Salut, bună seara, domnul Mocanu. O întrebare am la dumneavoastră. Mai este valabilă acea lege dată dacă părăsești Germania timp de 72 de ore, nu trebuie să stai în carantină? Nu este valabilă. Nu mai este? Nici nu mai este, din decembrie. Aia a fost numai de Crăciun. Ok, vă mulțumesc. O zi bună. Nu trebuie amestecat cel care pleacă la muncă. Este deja cu totul altceva. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo? Bun. Pe Skype nu funcționează, așa că mă sunați pe dacă vreți, la cele două numere de telefon care sunt puse pe bannerul albastru. Că pe Skype merge internetul slab la dumneavoastră, merge internetul slab la mine, pentru că sunt pe stream și de aceea nu s-aude clar. Se ajunge la 302 ore, Andrei, și închidem Skype-ul. Cine poate să îmi spună dacă la locul de muncă îmi depun la acte și certificatul de căsătorie? Ce beneficii am? Nici una și nici nu se depune. Ce să fac? Ca să fac cursuri de prim ajutor de permis, aș putea să îl fac online? Nu. Sau nu știu, eu n-am auzit să fie vreun Caritas, vreun Erste Hilfe Verein să facă asemenea cursuri online. Recuperarea impozitului are legătură cu că nu mai ai pe numele tău în țară și că nu ești căsătorit? Păi nu. Recalcularea de venit întreabă acolo ce venit ai tu și tu trebuie să-l declari. Nu te întreabă ce venit ai în Germania, ce venit ai în România, ce venit ai în altă țară. Ce venit ai tu? Și așa trebuie să le declari. Mocanu, bună seara, bine ai venit în live. Bună seara, o să vă scuvă, dragi, domnul Mocanu. Vă rog. Întrebare mai înainte, ați făcut o afirmație despre cei care se întorc la muncă legat de plecarea în România cu tranzitul. Tranzitul e tranzit, întoarcere la muncă e întoarcere la muncă. Sunt două lucruri diferite. Vreau să plec în România și nu știu dacă pot evita carantina, da?
cât timp am dreptul să stau în România? Nimic. Să mă întorc. N-aveți dreptul să părăsiți Germania. Deci nu există posibilitatea să stau două zile, nu există. Nu. Aia au fost de Crăciun, unde puteai să-ți vizitezi scurt familia, sau puteai să-ți vină familia pentru maxim 72 de ore în Germania. Atât. Am înțeles. Ok, vă mulțumesc. O zi bună. O seară plăcută să aveți. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Vă salut, domnul Mocanu. O întrebare scurtă am și la dumneavoastră. Vă rog. De 2 ani de zile am avut mașina înscrisă pe România, în Germania. Mm-hmm. La sfârșitul anului 2020, mașina este în România. Mm-hmm. Dar nu pot să o scot de la impozit. Și ei vor de unde să o scoateți de la impozit? De se poate. De unde să o scoateți de la impozit? De unde am plătit și până acum, car scuie, parcă. Eu am primit un plic, un număr de cont, unde am virat tot timpul impozitul pe numele meu. Încă o dată, mașina pe ce nume este? Pe numele meu. Foarte bine. Dumneavoastră unde aveți adresa? Heidelberg. Foarte bine, plătiți în Heidelberg. De ce? Nu poți să ai adresa în Germania și să-ți bagi mașina în America. Păi nu. Păi nu, dar dumneavoastră o faceți. Nu, dar o faceți. Adică trăiești și ai adresa în Heidelberg, dar tu ții mașina în România. Păi bun, dar păi nu, mașina nu mai am. Adică... Păi nu că nu o mai ai, nu există nu o mai ai. Atâta timp cât nu o mai ai în circulație în România, tu aduci actele că ai scos-o din circulație complet, că nu mai există mașina, atunci poți să scapi. Dar atâta timp cât este în circulație, atâta timp plătești. Da, m-am întrebat că mă gândeam că dacă nu mai folosesc în Germania, dar nu are nicio legătură, că eu mai țin în România. Încă o dată, domnule, tu unde trăiești? În Germania sau în România? În Germania, dar bun. Fără mașină. Dar nu interesează pe nimeni în mașină, avion, autocar. Ai avut o dată, ieși cu adresa de Germania, respecti registrația germană, punct. Deci trebuie să fac un mail, un plec de aici, vin din nou, sau... Bine, o seară bună, vă salut. Bine, vă mulțumesc, frate. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, am și o întrebare. Vă rog. Am lucrat la o firmă de curierat și ea s-a mutat din acest oraș unde lucrez eu. Și pe data de 15 luni aceasta trebuia să primez bani. Și chestia e că eu tot aștept, încă și nu i-am primit. Am întrebat și pe patron și el, dar fiecare îmi dă un răspuns care nu este concret. Am tot ce trebuie, am la contract. Tot, dar nu vreau niciun răspuns complet. Bun, acum încă o dată, ce înseamnă ați lucrat pentru o firmă și s-a mutat firma? Ce înseamnă asta? S-a mutat din orașul acesta, la Amazon. Dar nu știu din ce... Amazonul este o firmă, nu este un oraș. Da, Amazonul este o firmă, dar ea firma aceasta, de la Amazon, unde stau eu în oraș, s-a mutat la un alt oraș. Așa. Și... firma aceasta trebuia să-mi plătească salariul în 15 martie, dar nu l-am primit. Păi ați lucrat sau nu știu, ați lucrat? Ați lucrat pentru firmă să primiți salariul sau? Da, normal, am lucrat, cum să nu? Am lucrat zi de zi. Și, bun, dacă nu vă dați salariul, atunci ori mergeți dumneavoastră și vă dați angajatorul în judecată, ori angajați un avocat, ori pe noi la EBS. Ok, mulțumesc frumos. O seară bună. Bună seara din noi, Ulm, Steliano, bună seara. Zo, vă rugăm să vă respectați, asta e, da. Șeful meu s-a oferit să-mi facă pentru recuperarea impozitului, menționez că muncesc de 7 ani în Germania și nu am făcut niciodată pentru a recupera. Și mi s-a spus că nu pot lua, că nu sunt căsătorit și că nu am casă în România, nu are nimic cu casa în România. E posibil să îmi fi luat el banii? Posibil este, dar dacă tu ai documentul acela de Einkommensteuererklärung, care l-ai tu, atunci nu prea cred că a făcut el frauda asta. Dar asta poți să întrebi la finanțe. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara. Vă salut, vă rog. Domnul Mocanu, am și o mică întrebare pentru soție, dacă se poate. Este de vreo 6 luni de zile în Germania, dar de vreo 3 luni are Amendung. Mm-hmm. Și nu i-am găsit încă un loc de muncă în
situația asta care se află Germania acum, în această pandemie. Așa. Aș putea să, nu știu, să facem cumva să o ajut cu un social, cu ceva, ne este foarte greu, lucrez decât eu, la o firmă de curierat. Păi trebuie să depuneți cerere la Job Center sau la social sau la Wohngeld și atunci vedeți dacă vi se aprobă. Am înțeles. Da? Și asta online trebuie, că toate acum sunt cu terminuri, cu programări. Da, diferă de la oraș la oraș, diferă. Eu sunt în zona Turingien, Mühlhausen, Eisenacht. Da. Și încă o chestie să vă spun, noi am fost în țară, am avut o problemă cu mașina, mă rog, și când am venit acum din țară, sâmbătă, mi s-a făcut și la test. Și nu ne-a băgat în nicio carantină că am ieșit ok, negativ. Cine v-a făcut testul? În vamă, nu știu, poliția, armata, doctorii erau acolo în vamă. Mm-hmm. Da. Și nu ne-a băgat în nicio carantină, a zis că trebuie să plătim 70 de euro, 35 de euro. Pentru că n-ați avut testul la dumneavoastră din România. Da, exact, dar erau alții care aveau testul și a zis că nu... trebuie să-l fac aici, pe teritoriul Germaniei. Nu știu asta. Dar, deci, nu... Orică nu era tradus, orică nu știu care era da, problema. Nu mai, nici nu mă interesează, eu nu-mi bat capul ce nu am văzut cu ochii noștri. Fapta da, este că pe noi nu trebuie nimeni să ne pună în carantină, pentru că legea scrie că suntem obligați, când venim dintr-o țară care este pusă pe lista IRCAI, suntem obligați să intrăm în carantină. Nu trebuie nimeni să stea nou la vamă și să ne spună intră în carantină sau nu. Este obligația noastră care o avem. Da, vă spun ce mi s-a întâmplat mie, eu i-am spus, păi, e vreo problemă, poate, și mi-a zis, nu, dacă ești pozitiv, carantină, dacă negativ, n-avem nicio treabă cu tine. Da, v-ați făcut înregistrarea pe platforma Einreisemeldung? Absolut tot, toți pașii am urmat. M-au înregistrat și ei, m-au anunțat aici, m-au anunțat unde sunt amelduit și eu și soția, absolut tot. Mhm. Ok. Dacă credeți că ați făcut totul, atunci e bine. Absolut totul nu încalcă legea germană, nu da. Stă în caracter. Ok. Mulțumim. Bun, vă mulțumesc și cu asta, cum am spus, deci trebuie să fac un termin ca să văd dacă îi se aprobă sau nu. Cu când doriți ceva, totdeauna să depune o cerere. E clar. Bun, o seară bună, vă bun, salut. Vă mulțumesc, sănătate, ceau. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Vă trăiesc, domnul Mocanu, mai puteți? Întrebarea mea. Mai așa, spune. Domnul Eric, am multe probleme să te-a spus, că, auzi, eu vreau să mă duc de tot acasă. Eu m-am săturat de 15 ani, ajunge. Mm-hmm. Trebuie să mă duc să-mi scot foaia aia, de unde mă duc să scot foaia aia de la pensie, ca să pot să dovedesc, zicem în România, dacă mi-a ajutat Dumnezeu să întrup pensie. În principiu, acum în oraș, cam în toate orașele mari, există câte un birou de la Casa de Pensie, un Rentenversicherungsbüro. Acolo trebuie mers și cerut o foaie pentru a anunța în România anii de pensie din Germania. Dar atenție, pentru că ăștia de aici, de la Casa de Pensie de aici, înainte să vă emită așa un document, întâi vă toacă pe dumneavoastră să le dați dumneavoastră lor documente, adică să le aduceți documente, cartea de muncă din România și din alte țări de unde ați mai lucrat, să vă puneți anii la punct și atunci când este pus contul de pensie aici în Germania de-abia la punct, atunci de-abia primiți de la ei foaia pentru România. Asta e dacă vreau să-mi bag de pensie în Germania. Nu interesează pe ei că vreți să vă băgați de pensie în Germania sau nu. Când vrei să ceri de la ei o foaie, ei spun da, noi îți dăm foaia, dar întâi trebuie să-ți reglezi conturile din Germania. Și până nu-ți reglezi conturile din Germania, nu ți se dă foaia. Chestia că mă duc acasă, pot să pățe 10 ani, 15 ani, mă știu să vorbesc germană. Unde mai trebuie să dai mie dovezile? Păi exact, de aceea trebuie făcute foile acum, înainte să-ți dea ei acea adeverință pentru statul român. De-aia vă am întrebat, că mi-ați spus mai bine, că de-aia când vreau să plec de aici, mă duc anul zonă, vreau să plec de toată România, mi-ar trăi numai dovezile de la pensie, să le am sau ce să dea. Mm-hmm. Da. Și cu am auzit pe băiatul ăla cu mașina cu impozitul. El nu știu ce să exprime. Aia am pățit și eu ca el. Deci momentan când vin cu mașina din România pe teritoriul Germaniei,
Germania te obligă să plătești impozitul pe masă. Nu, 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 e diferență. Păi, tu nu ai cum să fii proprietar pe o mașină. Tu când pleci, hai să zicem, ești cetățean ce locuiești în Timișoara, da? Ai mașină cu teme, că trăiești în Timișoara. Tu te muți, pleci la București. Tu nu mai ai cum legal, bun, acum 3 luni de zile nu zice nimeni nimica, dar legal spus, după acte, tu nu mai ai cum să ții mașina aia pe Timișoara atâta timp cât la adresa aia tu nu mai existi. Tu existi la București. Păi atunci trebuie să te duci la București să bagi mașina în București, în circulație. Așa e și în Germania. Tu nu poți să stai în Germania și să ai mașină în România. Nu se poate, că tu nu ai cum. Pe ce adresă? Ba da. Nu. Hai să vă spun ce au făcut ăștia. Nu mă interesează ce face unul și altul, încă o dată. Pe mine nu mă interesează ce face. Eu vorbesc de lege. Legea germană. Nu să plătesc impozit după mașina. Nici asta nu. Nu. Asta este o convenție pe care a făcut-o ANAF-ul, statul german, Poliția Financiară Germană, au făcut o înțelegere ca stat, că știu că vin români foarte mulți în Germania și stau numai 6 luni, un an de zile în Germania, se iau și pleacă în România. Și pentru chestia asta îi închid ochii. După legislație, tu din momentul când te-ai făcut Anmeldung la o adresă în Germania, dacă lăm corect legislația, din momentul ce ai un Anmeldung în Germania, tu nu mai ai Anmeldung în România. Nu mai ai cum. Tu nu poți să fii în 2 locuri deodată. E imposibil. Ai două adrese, nu poți să ai două adrese. N-ai cum. E imposibil. Tu poți să ai 10 apartamente, 10 căși, 100. Dar tot un singur domiciliu ai. Și domiciliul ai acolo unde ești în fiecare zi. Și asta este adresa din Germania. Și eu am adresă în România. Am și în România. Dar eu nu pot să fiu în România. Domiciliul meu principal este Germania. Înseamnă că eu, carnetul mi-l fac în Germania, mașina o bag în Germania, în circulație. Tot ce fac, fac pe Germania, pentru că aici sunt. Ăsta mi-e domiciliul meu. Exact, deci nu se mai poate. Păi nu, dar oameni buni, putem să ne gândim, Bill Gates, luați-l pe Bill Gates, care în pandemia asta, el e șeful pandemiei. El are cu siguranță 1 milion de căși în toată planeta asta. O întrebare scurtă numai. Deci, dacă ai o problemă și te înscrii pe ABS, care pe formularul dumneavoastră de consultanță, în cazul care dumneavoastră vă ocupați de acel contract, de acele chestii care îs probleme la oameni. Așa. E contracost sau e gratis? Depinde în ce domeniu dacă este, pentru că, de exemplu, în unele domenii sunt și contracost cu reduceri mari pentru membrii organizației noastre. Ești membru, beneficiezi de reducere de aproape 50%. Ai nevoie de un avocat, iar... Cum? Membru la dumneavoastră. Este vorba de membri, da. Cine este membru în organizație beneficiază de tot felul de reduceri, de consiliere pe gratis. Există mai multe puncte. Păi nu, că știți care, eu am văzut, dumneavoastră este o persoană foarte bună. Bun, vă mulțumesc mult, oricum mai sună și alții, cine dorește, pe formularul de consultanță. Bine? Bine, clar. Ok, bine. Vă salut, o seară bună. Doamne, Mocanu, s-a blocat? Da, s-a și închis paralel. Bună seara, bună seara. Este adevărat că dacă îmi recunosc școala făcută în România, primesc ceva în plus la salar sau ceva de genul? Păi bineînțeles, una ești când ești muncitor necalificat și una ești când ai o calificare în ceva. Este logic. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, îmi cer scuze că vă deranjez. Aș avea și eu o întrebare. Vreau să fac certificatul de naștere a unui minor. Locuiesc în Germania, soțul este musulman. Cum aș putea să fac certificatul, el nu mă lasă să ies din țară cu copilul și nici nu vrea să plecăm în România ca să pot să fac certificatul. Trebuie să-l dați în judecată. Deci trebuie să-l dau în judecată. Bineînțeles, clar. Altă posibilitate n-aș avea aici în Germania să fac? Nu, niciunde pe planetă. Am înțeles. De aceea avem judecătorii, ei să hotărească când două părți nu se înțeleg între ele. Am înțeles. Da. Bine, vă mulțumesc. O seară bună, la revedere. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara. Alo. Zo, ești pe 45 de ore pe săptămână, 180 de ore pe lună. Ce ai depășit? Sunt Uber și unde trebuie să îți scrie toate orele de muncă, să ai dovezi. Diona este 14 euro
peste 8 ore sau 28 de euro la 24 de ore. Sau mai există încă una care este și internațională. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu. Bună. Vă rog, opriți în spate televizorul sau ce aveți, radio sau ce ui. O rugăminte și eu numai o secundă. Dacă am lucrat în Germania 7 ani și vreau să mă întorc acasă în România și vreau să iau bani de la pensie. La pensie. Da. La pensie. Deci o să primești ceva bani de acolo? Da, păi ceva bani o să primiți pensie. Acum că e un euro, că e 1000 de euro, nu pot să vă spun eu asta. Dar, așa, deci nu mă cu rugămintea asta că vreau să plec și nu mai revin în Germania. Da, când o să aveți vârsta de pensionare după legislația germană, atunci primiți pensie din Germania. Așa. Deci așa nu primesc dacă... Păi nu. Pensia e pensia. Dacă plec definitiv de aici. Păi nu, nu. Deci numai după ce o să am vârsta de pensionare. Atunci primiți în formă de pensie, da. No, bun, atâta nu m-am vrut să ajut. Ok, la fel, vă salut. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, mă numesc Sorina. Am și eu o întrebare scurtă la dumneavoastră. Dacă face și traduceri și legalizări? Nu, noi direct avem traducători care lucrează cu noi împreună. Da, și faceți, traduceți hârtinuri? Da. Da. Da, și unde aș putea să mă interesez mai bine? Formularul de consultanță pe pagina aebs.org este pe bannerul, da, albastru. Și să pun actele care aș vrea să le traduc, așa-i? Da. Da, vă mulțumesc din suflet. O seară bună. Să aveți. La fel. La revedere. Mie mi-a venit de plată de la AOK 15 milioane de euro. Vreați să spuneți 15.000 de euro. Nu 15 milioane. Da? Dacă ne înscriem ca și membru AEBS, ne pot completa și actele. Bineînțeles. Așa. 6 luni ai voie să conduci în Germania cu numere de România. Acolo, chiar și un an, de multe ori și ăștia de la ANAF chiar și un an te lasă. Dar eu am făcut un filmuleț care îl găsiți aici sus pe canalul de YouTube, acum vreo 2 ani de zile sau poate chiar 3, în care v-am spus, dacă sunteți siguri că depășiți 6 luni de zile de Germania cu mașina, ar fi bine în a 6-a lună cel târziu să mergeți voi la ANAF, să discutați cu ei, să le spuneți că mai vreți să stați un 6 luni, un an de zile, și să vă lase să plătiți aici impozite. Faceți voi din inițiativa dumneavoastră, pentru că dacă ei vă prinde, atunci ei nu sunt obligați ca să mai facă înțelegeri cu voi. Și atunci știm cazul unde e eu taxat. De aceea faceți voi, mergeți, discutați cu ANAF-ul, că vă lasă și ei oameni, nu animale. Așa. Explicați-le ce înseamnă Lebensmittelpunkt. Domiciliu. Asta este Lebensmittelpunkt. Viața de trai. Unde trăiești tu zi cu zi. Unde mănânci, unde bei, unde te culci, unde te speli, unde pleci la muncă, unde vii de la muncă înapoi, unde pornești iară, toate astea. Asta este viața de zi cu zi. Și nu există pe planeta asta o persoană care vine la muncă, de exemplu, în Germania și spune, păi eu am domiciliu în România. Nu există, n-ai cum. Pentru că tu nu te întorci seara înapoi acolo la tine, acasă, în România. Încă e pe listă, bineînțeles că încă este pe listă România. Vă rugăm să... Așa. Bună seara, suntem un cuplu român ce locuim în Germania și dorim să ne căsătorim. Aici documente ne-a trebuit. Mergeți la Standesamt în primăria dumneavoastră și vă spun ei ce documente aveți nevoie acolo. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Bună seara, domnul Mocanu. Andrei mă numesc. Vă rog. Am și o întrebare. Sunt într-un divorț. Am un divorț care am depus actele de divorț în România. Mă situez în Germania, lucrez în Germania. Am și 2 copii. Ca familie eram situați, suntem rezidenți în Germania, dar am depus divorțul în România pentru că fosta nevastă a plecat pentru un bărbat. Bun, eu n-am înțeles nimica. Pur și simplu n-am înțeles acum nimic.
să vă întreb este că eu am depus un divorț care este în curs în România și noi suntem rezidenți în Germania, lucrăm în Germania, avem doi copii, am doi copii, iar fosta... Care fosta? Fosta nevastă. Păi nu-i fosta, nu. Încă-i nevasta. Încă nevasta, încă-i nevasta, așa. Da. Ea a depus la Amtsgericht și prin avocat în Germania. Divorțul în Germania? Cred că ceva de genul, nu știu dacă e exact divorț, dar pentru programul copiilor și... Ăla este Besuchsrecht, Aufenthaltsbestimmungsrecht. Cine ține... Auf ce? Besuchsrecht sau pentru ce? Antrag auf Verfahren, Kostenhilfe und Regelung Umgangsrecht. Pentru Umgangsrecht, ăla este exact ce v-am spus, este... Cum faceți cu copiii să se rezolve, copiii probabil să rămână la ea și dumneavoastră să mergeți să îi vizitați. Aia este o dată și Verfahrenskosten, aia este cerere ca să preia statul german costurile de judecată și avocațiale. Da. Ah, ok. Dar nu pentru examen pentru divorț. Pentru divorț? Nu știu asta, nu. Nu, nu sună. Ah, deci asta nu sună divorț. Nu sună divorț, divorțul, nu. Divorțul se va desfășura totuși în România, adică rămâne în decurs să se desfășoare în România, nu? Dacă tot după cum am înțeles de la dumneavoastră, așa, îi, așa este, da. Este în curs în România, dar în cauza coronei mai durează probabil. Da. Ok. Bun. Nu mai trebuie să-mi iau avocat ceva în Germania sau... Eu v-aș sugera să vă luați. Să-mi iau totuși aici un avocat? Sau acceptați tot ce vă zice fosta soție, încă soție? Încă soție. Bine, asta rămâne de văzut. Păi încă soție, cât mai e pe acte, că după aia mai vedem. Da. Asta momentan este încă soție, dar rămâne de văzut ce exact. Practic. Exact. Bun, o seară bună. Ei, mulțumesc frumos, o seară toate bună. Cele bune. Zău, dragi prieteni, văd că mulți întrebați de cazul Pia. Da, cazul Pia este încă tot acolo unde am fost și săptămâna trecută și acum două săptămâni. Încă nu se știe, nu s-a prelucrat nimica. Noi presupunem acum, a așteptat astăzi să vină o informație de la judecătorie din Freiburg. Deocamdată vedem că nu. Înseamnă că rămâne terminul pe data de 25, așa cum a fost programat de săptămâna trecută. Ne gândeam că Anzweilige Anordnung, care l-a făcut avocatul, vine preluat ieri sau astăzi. Văd că nu s-a întâmplat, înseamnă că rămâne numai pe joi să așteptăm să vedem ce este. Din păcate, oameni. Ați fost prea puțin la München, asta e. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo? Bună seara. Vă rog. Numele meu este Daniela, vă deranjez și eu cu o întrebare. Spuneți. Aceeași problemă ca... a băiatului dinainte, aceeași problemă cu mașina, doar că mașina mea este înmatriculată pe România, am adus-o, am plătit un an impozit, am dus-o înapoi. Ce pot să fac în cazul ăsta? Pentru că eu dețin deja o mașină de serviciu. Păi, adică, bun, acum că mașina nu mai e în Germania, asta iară nu e interesant. Dumneavoastră ați făcut înregistrarea mașinii în Germania, la ANAF. Acum trebuie să dovediți... Nu. Cum nu? Cum pot să dovedesc? Asta... Pentru că eu plătesc deja un impozit în România. Nu plătiți impozit în România și dacă îl plătiți, îl plătiți din ghinionul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți pentru că mașina eu plătesc și pot să justific că plătesc impozit în România pentru mașina pe care o dețin, pentru că mașina e... Din neglijența dumneavoastră, din greșeala dumneavoastră, bineînțeles, că de-aia și plătiți. Că dacă nu ar fi greșeală, atunci ați plătit doar într-un singur loc. Și ăsta ar fi acolo unde locuiți dumneavoastră și aveți domiciliul principal. Am înțeles. Și în cazul acesta, ce trebuie să fac? Să dovediți că nu mai aveți mașina. Să fac un contract de vânzare mamei mele? Asta nu mă pun să fac acum consiliere aici pe internet. Nu, deci, eu v-am întrebat, era doar o formă. Dacă doriți consiliere, cu mare drag, o facem, completați formularul de consultanță care îl avem pe pagina organizației și atunci vă ajutăm. Ok. Bine? Ok, o
contactez. Mulțumesc frumos. O seară bună. La revedere. La fel. La revedere. Doamne ajută, joi să fie bine. Sperăm. Își abandonează soțul și copiii în Germania. Nu merg la Melen. A trecut vremea aia. Așa, domnule Eric, am făcut cerere la ambasadă să îmi fac pașaport pentru că luna viitoare îmi expiră buletinul, dar nu pot să mă programez din cauza pandemiei. E posibil că după Paște să se reia activitatea. Păi reactivitatea este. Funcționează. Ce nu funcționează este asta cu programările. Și pot să fac un anunț. Eu am fost astăzi într-o conferință de la orele 18 până la orele 20 aici în Germania. Am fost într-o conferință aici online unde am fost cu ambasadorul Germaniei, consulul general de la Stuttgart, a mai fost o doamnă consilieră de la consulatul din München și a fost încă o persoană de la, cred că de la partidul USR, care aparține la biroul guvernului, parcă pentru românii de pretutindeni, așa ceva. Și au fost o grămadă de organizații și cetățeni care reprezentau organizațiile de aici din Germania. Am fost în total 44. La un moment dat am văzut copii ca la 43 și am stat 2 ore, de la ora 18 până la ora 20, am stat 2 ore și i-am ascultat. Deci m-am îngrozit. De ce? Pentru că exacte lucrurile concrete nu s-a vorbit. Nu s-a vorbit cum este cu platforma e-consulat.ro, de ce nu funcționează pașapoartele. Nu s-a vorbit de ăsta, s-a vorbit de tot felul de aberații pe care pur și simplu, mie sincer îmi pare rău că am fost și mi-am pierdut 2 ore timp în această conferință. Ca până la urmă, nici măcar avocatul partener pe care îl avem, colaborator, la sfârșit a ajuns el să fie ultimul în care a zis pentru un minut care o mai avut de vorbit, atâta i-a mai rămas lui timpul, a zis că o să trimită în scris propunerile pe care le face și le trimite direct la guvern în România. Dar, s-a interesat, vai, ne trebuie cărți să învețe copiii din Germania să învețe limba română. Ne trebuie susținere pentru dansuri, ne trebuie susținere pentru cultură, ne trebuie asta. Dar, într-adevăr, aici pot să-i dau respect, numai că și Eduard Harnisch de la Integro Nuremberg a fost singurul care a lovit față de ceilalți, el a apucat să vorbească, în care să spună că este o organizație care s-a înființat pentru a ajuta românii care vin aici în Germania. Este pe lângă AEBS-ul încă una, într-adevăr. Bun, noi AEBS-ul avem statut de apărare a drepturilor omului, care el nu are, el are dreptul social. Dar nu contează, este tot pe același principiu. A fost un lucru bun, dar iară, nu pentru că nu a mai avut timp și el a fost luat la sfârșit de tot. Iară, și-a prezentat numai proiectul, ceau, asta a fost. Deci, mulți au vorbit aiurea, care pur și simplu, pe mine, pur și simplu nici nu mă interesează. Dar eu lucrurile astea le-am spus și în Parlamentul României și la Bruxelles, unde mă întâlneam cu tot felul de organizații de pe toată planeta. Și le spuneam, băi, oameni buni, voi vorbiți de niște aberații în loc să faceți lucruri reale ce ajută într-adevăr pe români. Dana, asta este ce să-i faci. Mie într-adevăr îmi pare rău că am pierdut 2 ore timp astăzi în conferința aceea. Asta e. Deci e clar, cu pașapoartele, cu actele astea nu o să se rezolve încă nimic. Da? Asta ce-a fost, este simplu, unde trăiești trebuie să plătești impozite, când mergi la baie, trageți apa la veciu. Așa. Da, după cum știu eu, nu știu dacă e adevărat, probabil nu e americanul aici, nu l-am văzut. Dar după cum știu eu, în America, dacă ești cetățean american, indiferent unde pleci pe planeta asta, unde te muți, tu plătești impozite și în America. Toate că plătești în țara aia, de exemplu, muncești în Germania, plătești impozit în Germania. Pe lângă asta mai trebuie să plătești impozit și în America. Pentru că acolo se plătește pe baza cetățeniei. Ai cetățenie, plătești toată. Eu am așteptat 8 luni de zile pentru pașaportul fetiței, da. O întrebare dam și eu, dacă iau Eltengel și vreau să mă angajez și stă soțul cu copilul, mai am dreptul la Eltengel? Păi nu, are dreptul soțul.
pe o perioadă de timp. Clar, am completat un formular de consultanță duminică, cam cât durează până primesc un răspuns. Nu pot să spun, pentru că nu știu câte cereri de consultanță sunt, dar normal, 2-3 zile, cam acolo. Trebuie să anunțați că nu mai aveți mașină în Germania și să dovediți că este în România, că e vândută, așa, da. Eu, așa, zău, oameni buni. Mai am ceva? Mai am aici. Așa, să vedem mai sus. Pașaport cu domiciliu în străinătate. Apropo, da, se vor face și este deja în discuție, cât și în România și în Germania. Bună, în România pornește și România va primi buletinele micuțe, alea digitale, începând cu 3 august, dacă nu mă înșel. Atenție că pe acelea vor fi obligatoriu și amprenta. Dacă unul sau altul dorește să nu aibă aceste buletine digitale cu amprenta pe ele, atunci eu aș zice să mergeți să vă dați buletinul actual pierdut, acum primăvara asta, și să vă faceți altul. Sau să vă faceți un pașaport de pe acum. Pentru că începând cu august, cu dacă nu mă înșel 2 sau 3 august, toate buletinele care se vor face pe teritoriul Comunității Europene și pașapoartele vor fi și cu amprentă digitală. Eu nu sunt de acord cu asemenea măsuri și cu aceste... Ăsta probabil trebuie să mă gândesc ce fac ca să-mi prelungesc și eu buletinele. Zo, bună seara, dacă am dovadă că am avut COVID în ultimii 90 de zile, mai trebuie să fac testul la intrare în țară? Trebuie să faci testul, dar nu trebuie să stai în carantină. Testul da, dar nu trebuie carantină. Și la intrare în țară, totdeauna, oriunde mergi, chiar și la cumpărături, trebuie să ai adeverința că ai avut testul COVID în data D până în data D și ai stat în carantină în acea perioadă. Deci trebuie să dovedești. Și n-are voie să fie mai mult de 90 de zile. Da. Ia să vedem ce mai avem aici. Am completat formularul de consultanță pe 6-a 3-a 21. V-am atașat și documentele pentru recalcularea impozitului. Menționez că sunt și membru 10.385. Bun, atunci trebuie să mă contactez mâine, să mă uit în dosar, să vedem ce este acolo în dosarul tău. Nu pot să-ți spun, eu doar că nu mă înșel, eu știu că eu nu mai am niciun dosar de lucru. Am avut o grămadă la birou. Și știu că contabila le-o termina pe toate. Acum, poate nu fi scăpat unul. Trebuie să vedem. Stau în Bayern, de Paște pot merge în Dortmund la ai mei? Nu. Nu. Vă rugăm să vă... Așa, iarăși. Dacă ai vaccinul, mai faci carantină și test, bineînțeles, nu există diferență între o persoană care are vaccin și care nu are vaccin. Chiar astăzi, aici pe canalul de YouTube, am postat un filmuleț cu cu proiectul de lege care s-a aprobat azi noapte la Berlin. Și acolo scrie explicit că nu există diferență între o persoană vaccinată și o persoană nevaccinată. Așa, există vreo posibilitate lucrând în Germania și rămân însărcinată să iau concediu maternitate dacă mă întorc în... Nu. Nu. Zo. Da, oameni buni, deci telefonate nu mai sunt, ok, nu mai vrea nimeni să sune, atunci înseamnă că ne putem retrage și noi. Mai tragem o țigărică și după aia mergem la nănică. Zo. Apropo, mâine probabil o să fac online un formular în care nu o să vă treceți voi datele, numele, prenumele, nu ne interesează pe noi, dar m-ar interesa
Din ce regiune sunteți în România, din ce regiune sunteți în străinătate, de exemplu, unde sunteți plecat, ce v-ați ocupat, ce meserie ați avut, ce aveți aici, în ce domeniu lucrați aici în Germania. Sunt mai multe întrebări care, într-adevăr, nu vă înregistrăm numele, nu înregistrăm nimica, doar vrem să facem un sondaj pentru românii din afara României, cu care să putem să și lucrăm și noi ca EBS, cât și cei din în România, ca să știe, băi, uite aici, astea sunt domeniile, fă ceva. Și ce mai vreau ca să fac este, oameni buni, dacă unul sau altul dintre voi cunoaște, de exemplu, un fermier, șparangăl, erber, căpșuni, cartofi, eu știu ce, un fermier, vreau ca să-mi anunțați, o să postez tot mâine după masă, și pe pagina EBS, tot un formular în care vă rog să mă ajutați să construiesc o hartă a fermierilor din Germania și Austria, ca să mergem, că probabil de la 1 aprilie o să vină din nou sezonieri în Germania și să putem să mergem și să facem control, să discutăm cu ei, să vedem cum sunt plătiți, cum îi putem ajuta și asta. Și cu cât mă ajutați și voi cu adrese de la ferme din aștia, cu atâta o să ne fie mult mai ușor să ajungem la cât se poate de mulți români și să informăm despre drepturile și obligațiile lor și să-i ajutăm în anumite cazuri când probabil iară angajatorii o să-și bată joc de ei. Zo. Dacă nu sunt cu ea, păi da, posibil să fie. Trebuie să ai o adresă în puternicire ca au voie să plece. Dacă am lucrat anul trecut doar 2 luni, pot lua taxe ceva înapoi? Dacă ai plătit ceva, posibil să iei, da. Dacă am 6 ani lucrat în Germania și vreau să părăsesc Germania și să-mi recuperez banii de pensie, nu se poate? Ziu, foarte bine. De acord pentru sondaj, da? Deci, cum am spus, nu o să se înregistreze, nu o să vă întreb de numele vostru, nu o să vă întreb data de naștere, decât feminin, masculin, bineînțeles, la mine nu există varianta aia cu divers. Deci ori ești masculin, ori ești feminin. Ori o ai, ori nu o ai, știi? Simplă varianta. Așa, bineînțeles, vârsta care o aveți, dar aia iară, nu spune nimic personal despre dumneavoastră. Și nu înregistrezi nici IP-ul, măcar, ca să zicem, cum fac alți pagini, caută IP-ul și să uite să vadă, aha, de unde vine IP-ul ăsta. Nu mă interesează. Pur și simplu nu mă interesează. Zo. Divorțat, am divorțat în luna martie și nu știu unde pot legaliza sentința de divorț și să traduc. Păi dacă unde ați divorțat, în orașul ăla, ar fi bine să faceți și traducerea și legalizarea, adică. Zo, dacă nu vreau să-i dau procură, tia, atunci te poate da în judecată. Bună seara, dacă plec în concediu la sfârșitul lunii aprilie în România, la întors, nu am cum să-ți spun ce va fi atunci. Zo, bună seara, domnul Eric, cu pașaportul expirat al copilului pot intra în România? Da, probabil o să capeți vreun avertisment de 20 de euro, 10 euro, dar de putut poți, da. Bun, să fie cetățean român, să fie acte românești, nu străin. Străinul nu are ce intra în România. Deci, ca și cum te duce, ca cetățean român, te duci înapoi acasă la tine, în țara ta. Să-mi fac pașaport, am consulat în 2017. Tia, asta e, nu pot să te ajut. Vor mai fi valabile 150 de zile neimpozabile pentru sezonieri? Nu cred, nu, sunt 90 de zile. S-a întors normal la 3 luni de zile. Dar atenție, uitați-vă pe pagina aebs.org, acolo este exact pe prima pagină, vine noile restricții pentru sezonierii din anul 2021. Și acolo este împărțit în 3 categorii, unde găsiți pe tema. Tema de cum vin Germania și restricțiile salariale, protecția muncii și încă una mai era ceva, nu mai știu. Zon. Da?
Ia să vedem mai departe. A trebuit să ajungeți și în abatoarele unde românii sunt sclavi, au 12,5 euro pe contracte și sunt plătiți. De ce nu mă contactează? Ei vor să fie sclavi, nu altcineva. Ei își doresc să fie sclavi. Asta e, n-am ce să le fac. Și eu mă bucur și susțin cu tărie toate firmele astea care trag țapă la români. Și nu numai la români, la toți. Pentru că dacă nu faci tu ceva, adică tu te duci ca persoană, te duci și muncești, pentru ce? Pentru șef. Tu nu muncești pentru tine și pentru a-ți hrăni familia, ci muncești pentru șef. Păi noi, de-aia există legi, de-aia există EBS-ul, de-aia există avocații. Să vii să ceri ajutorul. Nu-l ceri înseamnă că susții tot ceea ce fac exprocii. Este o procedură simplă de tot. Simplă de tot. Amprenta pe cartea de identitate nu mai este protejat. Ce riscuri sunt dacă pun amprenta? Ce riscuri? Ce zici tu dacă te trezești odată cu poliția la ușă, cu niște acte false, pentru că poliția știe să facă acte false, poliția, procuratura, și îți spune, nene, ia uite aici, la magazinul ăsta tu ai furat, că uite-ți amprentele tale aici. Ce faci atunci? Vreau să te văd, cum dovedești tu în instanță că tu nu ai fost ăla? Câți bani te costă pe tine să-ți aduci o grămadă de martori, o grămadă de ajutoare, să te scape pe tine când vine poliția și spune, uite aici, amprenta ta. Nu pentru că copiii sunt înscriși la școală, așa. Bună seara, super ideea cu sondajul. Eu am divorțat în Germania și trebuie să traduc în limba română. Da, și atunci trebuie anunțată, da. Sunt peste 400 de români acolo. Știu, bineînțeles că știu. Anul trecut, când a fost cu pandemia, am fost și la, nu, la Tönnies în sus, în nord, nu am ajuns, dar am fost la Müllerfrei și am fost la alte abatoare pe aici, prin Bayern. Dacă nu sunt contact pe terminul, îmi poate lua mașina. Asta hotărăște firma de leasing. Așa, părinții mei sunt în roșii, își plătesc CASE-ul, dar am posibilitatea să îi asigur pe numele meu. Nu. Poți să-ți asiguri copiii, soția sau soțul, dar nu poți părinții. Am și eu divorțat, așa, numele meu de familie, mai trebuie schimbat buletinul? Nu, atâta timp cât este el valabil, nu trebuie schimbat. E grupul de WhatsApp? Ia să vedem unde este WhatsApp-ul. Știi care e problema? Că eu nu înțeleg engleza. Ia să vedem ce e asta. Iară cu testele, da. Da. Eu... Așa, o întrebare. Sunteți sigur la informația că la intrare pe teritoriul Germaniei se cere testul COVID? Nu. Nu. Nu a spus nimeni că se cere. Niciodată nu a spus cineva că se cere testul COVID. Niciodată nu a spus cineva că ți se cere înregistrarea pe platforma digitală. Nu. Monica a tot zis că nu se poate face buletin decât în RO. Așa și este. Buletinul nu se face decât în orașul în care ai adresa pe care vrei tu să o treci pe buletin. Dacă vine poliția cu cel puțin 2 angajați, poți să vii cu 10 martori că ai șanse 0. Așa este, Dragoș. Așa este. Zou. Ce pot să fac dacă în 2 ani am plătit aproape 9.000 la curent în Germania? Ce poți să faci? Să-ți faci o recalculare. Îți trebuie numărul de la contor când ai început, când ai preluat tu contorul, numărul de la contor când ai părăsești tu contorul. Vezi care este diferența, știi dacă ai plătit prea mult sau prea puțin. O procedură foarte simplă, ceea ce funcționează și în România și pe toată planeta. Ce consumi, aia plătești.
din Offenbach. Bună seara! Zoom. Mai avem 10 minute de live, oameni buni? Macea, bună seara! Ce mi se poate întâmpla dacă nu plătesc radio? Mi-a venit din urmă pe vreo 3 ani și acum trebuie să plătesc 700 de euro. Până să fii la șufa, poate chiar și o executare până la sfârșit. Acum, dar executări, eu cunosc vreo 4 cazuri în toată Germania de ani de zile din milioanele de oameni care nu plătesc. Dar există 4 persoane, dintre care 3 bărbați, o femeie, care au mâncat pușcărie. Da. Se cere test la intrare? Nu se cere test la intrare. Caut o româncă să mă însor aici în Germania. Mitru. Zoo și copiii au anmeldung, le-au făcut la toți, așa, pas sau am numit, o să se închidă iar bisericile? Yes. Am 14 ani, dacă vine cineva și vrea să dea în mine și eu mă apăr și îl bat eu pe el, ce se întâmplă? Pic eu vinovat? Dacă persoana este mai mare, mai în vârstă de 18 ani și tu ești încă minor, atunci are el ghinion. Nu prea știu, ce șanse ar avea el să câștige procesul. Dar, într-adevăr, tu trebuie să dovedești că el a început. Tu, dacă îl bați, ăla totdeauna care câștigă bătaia, în final, trebuie să dovedească că ălalt a început. Deci, atenție! Deci trebuie dovedit invers. Tu, chiar dacă ești minor și ălalt, să zicem, are 30 de ani, nu contează. Tu trebuie să dovedești că el a început bătaia. Și tu te-ai autoapărat, așa au ieșit bătaia. Asta e. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Alo, bună seara, mă numesc Simona și am o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. Copiii mei lucresc aici în Germania, am 2 copii minori. Și o să meargă în România, dar la întoarcere se întorc cu bunica. Se mai pot întoarce fără procură, doar cu amendungul tradus și legalizat? Stați așa, copiii sunt în Germania, la dumneavoastră. Da, lucrez care ești copii, da, la școală. Și duceți dumneavoastră în România? Nu, merg tot cu bunica. Păi nu, ca să poată să iasă din Germania, le trebuie aprobarea părinților. Da, aceasta o facem aici, doar că procura nu putem să o facem aici, pentru că eu am mai venit, dar acum 2 ani, de vreme n-am fost în România. Păi nu, așa, cu aceeași procură cu care iese, cu aia poate să se-și întoarcă. Nu, că nu i-am făcut când au plecat, nu. Nu le-am făcut nimic. Ce? Dar cu pașapoartele și atât. Ce? Ați avut noroc. Ați avut noroc. La măsurile astea, dacă vă treziți că vie ia protecția copilului pe copii, ați încurcat-o. Da, deci... No. De 2 ani au fost în România și acum nu știam dacă se mai poate. Știu că acum 2 ani când au fost... Tot așa cum a fost acum 2 ani, este aceeași lege care este și acum. A fost decât cel mic, i-am scos de la primărie Mel de Peșaniu, l-am tradus aici în Germania cu apostilă. Aceeași variantă este și acum. Deci e același lucru, nu? Aceeași lucru, da, da. Bun, mulțumesc. Bun, o seară bună, la revedere. O seară bună, la revedere. Mocanu, bună seara, bine ați venit în live. Da, bună seara, domnul Mocanu, scurtă întrebare, așa, vă rog. Dacă am un mini-job, afectează șomajul? Deci, mai exact, sunt în șomaj și vreau să-mi iau un mini-job de 450 de euro, mă afectează șomajul? Da. Șomajul nu depășește suma de 450 de euro. Cine? Șomajul nu depășește suma de 450 de euro. Da, nu contează, mini-jobul depășește. Putem? Mini-jobul depășește suma. De aceea n-aveți voie ca să aveți mini-job doar cu aprobarea Arbeitsamtului. Așa. Și n-are voie să depășească suma de 150 de euro. Ok, am înțeles. Mulțumesc mult. O seară bună. Sănătate. Soțul meu a plecat din Malta cu copiii, cu avionul, fără procura mea și au călătorit fără probleme. Ce? Mulțumesc, Dorina Somlea. Mulțumesc mult de tot pentru susținere aici pe canalul de YouTube. Mulțumim. Eu m-am căsătorit în 2019 și încă nu am reușit să schimb permisul de conducere. E vreo problemă? Nu. Am tot sperat că o să merg... Da, nu. Nu pot face buletinul în Germania, doar în RO. Așa, evitați bătaia în Germania, caz real. Un pumn costă 26.000 de euro. Wow,
un pic piperat, da. Fiica mea, cea mare, e elevă în clasa 11 la liceu în România. Anul acesta dorim să ne întoarcem în Germania. Are șanse să termine liceul în Germania? Menționez că are cetățenie germană. Atunci, clar. Grădiniță și clasele 1-4 a făcut în Germania. Clasele 5-11 a fost la școală în România. Soțul e din anul 2004 și ei din 2000 în Germania. Ce șanse are fiica mea să se întoarcă înapoi la școală în Germania? Cum au toți copiii. Trebuie să înregistrați la școală, faceți de acum, căutați școala, înregistrați, pentru că locurile sunt restricționate, putem să spunem, pentru dorințele fiecărui părinte sau persoană, dar faceți-o de acum, anunțați la școală și nicio problemă. Aveți cumva în urm sau apropiere advocați pe drept civil? Nu există drept civil. Există dreptul muncii, dreptul familiar, dreptul o grămadă, sunt toate drepturi civile. Zou, au voie să mă oblige să-mi iau concediu deja programat și eu nu vreau? Eu vreau să-l reprogramez. Aici trebuie de văzut cazul concret. Nu pot să-ți spun așa. Dacă ei pe tine nu te lasă să-ți iei concediu când l-ai programat tu, atunci trebuie să-ți dea altă șansă să-ți iei altă dată, dar să-ți lase ție șansa de cetățean să-ți hotărăști când vrei să mergi în concediu. Asta e pe primul plan. Am divorțat în Germania și am dreptul la copii în totalitate. Nu pot face pașaport la copii în România. De ce? De ce, domnul Mocanu? Păi cum... Poate copiii nu vor fi cetățeni români. Dacă nu sunt români, clar că n-ai cum să le faci acte românești. Dacă sunt români, atunci poți să le faci acte românești, bineînțeles. Clar. Clar. Zău, oameni buni, înainte de a termina, mai avem 7 minute pentru această seară. Dragi prieteni, dacă susțineți organizația EBS și proiectul Ești Informat, Ești Protejat, ne-am bucurat tare mult dacă ați intrat pe pagina aebs.org. Direct pe prima pagină apare butonul. De exemplu, avem 3 butoane. Butonul Devino membru a EBS și ne-am bucurat tare mult dacă ați devenit membru a EBS. Al doilea avem butonul de consultanță și al treilea, cum pot ajuta. Acolo la cum pot ajuta sau donează, aveți variante dacă ați susține cu o mică donație organizația EBS prin PayPal, Revolut sau prin conturile bancare. Le găsiți toate acolo pe pagina aebs.org. Ne-am bucurat tare mult și vă mulțumim de pe acum de susținerile și donațiile făcute și mulțumesc și celor care au donat în această seară aici pe canalul de YouTube. Mulțumim mult! Da, oameni buni. Și mai suntem 700 în live. Hai să vedem. Maria Șust, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cer scuze că mi-e ciudă că nu am putut să intru mai repede. Eu sunt încă pe drum. Unde? Spre România? Nu. Am fost la fratele meu și acum merg acasă. Aha, ok. Am primit notificare că sunteți în live, dar nu am putut și acum zic hai să intru să văd dacă mai sunteți. Mai ai 5 minute. Da, o să urmăresc în reluare. Aha. Da. 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 Am vrut să vă spun doar bună seara pentru că nu pot să scriu. Da. De ce? Ei, pentru că sunteți pe drum. Ok. Da, conduc. Da. Asta doarme. Da. Și, na, am vrut doar să spun bună seara și o seară minunată. Mulțumesc la fel. Am posibilitatea să văd în reluare. Super. Dar atât am vrut să spun. Mulțumesc mult. Și toate cele bune, să ne auzim cu bine. La fel. Drum bun. Să rămână. Mulțumesc, să ne auzim cu bine. Doamna care a fost și la München, a venit cu trenul și cu fiica ei, a venit cu trenul până la München de la, după Memmingen, pe acolo, Kempten, regiunea aia. Cu trenul, tramvaiul, tot pachetul, au venit la demonstrație sâmbăta trecută.
Respect. Respect pe frigurile alea, pe gerul ăla. Excelent. Și încă o dată le mulțumesc tuturor care au fost acolo la München. Doar 5 zile este pensia alimentară. A, nu, mi-a sărit. Doar 5 zile carantină sau 14? În principiu e 10. În unele landuri e 14, dar în principiu este 10. Cu opțiunea că din a 5-a zi să poți să faci testul COVID și atunci dacă ți iese negativ, poți să ieși din carantină. Trebuie să plătesc pensia alimentară dacă copilul s-a născut în România, dar momentan e în Germania și mi-a venit să plătesc pensia alimentară? Nu contează unde este copilul, tu ești obligat să plătești pensia alimentară. Nu se discută unde e copilul. Se discută ce venit ai tu, ca părinte. Că din venitul ăla ești obligat să plătești. Are cetățenie germană, e născut în Germania și a fost acolo până vârsta de 10 ani. Da. Se poate merge cu cel care l-ai primit de la primărie și de ce îl transcrii. Ești înregistrat la vamă cum că ai călătorit din România și te-ai întors în Germania? Cum te obligă să stai 5 zile în carantină? Nu te obligă nimeni să stai 5 zile în carantină, ci te obligă să stai 10 zile sau 14 zile, depinde cum este în Bundeslandul acela. Păi adresa mea de rezidență este în Germania, nu este rezidență, este domiciliu. Zo, putem face spende regulat pe AEBS oficial ca să o putem absețui la Steuererklärung, bineînțeles, se poate absețui la Steuererklärung, până la, deci donațiile pe care voi le faceți, până la o sumă de 200 de euro pe an, dacă faceți până la 200 de euro pe an, atunci la Steuererklärung, când faceți recalcularea venitului pe an, puteți să atașați fiecare copie de la donațiile care le faceți către AEBS. Până la 200 de euro. Depășiți suma de 200 de euro, atunci trebuie totdeauna la sfârșit de an, să zicem în decembrie sau în ianuarie, în noul an, ianuarie, trebuie să ne contactați pe noi, să ne spuneți domnul Mocanu sau AEBS-ul, vedeți că eu am făcut pe anul trecut, am făcut, eu știu, 400 de euro donații. Pot să spun că în decembrie, înainte, în începutul decembrie, am avut o donație de 1000 de euro. Recordul, în 6 ani de zile n-am mai avut, în 10 ani de zile n-am avut o donație de 1000 de euro. Am primit o donație de 1000 de euro înainte, începutul decembrie. Și da, na, cum am spus, deci ce depășește peste 200 de euro, acolo trebuie să ne anunțați, că atunci trebuie să vă dăm o foaie specială că ați donat către noi și cu foaia aceea specială, se numește Spendebescheinigung, adeverință de donație și aia o depuneți la, la finanțe. Da. Bună seara, fiți amabil, am fetiță de 9 ani. Ah, da, și iară al doilea, deci asta au fost 1000 de euro, a fost cea mai mare donație pe care a primit AEBS-ul. Și al doilea, a doua donație, cea mai mare, deci pe locul 2, a fost de 600 de euro de la un cetățean care le-am ajutat la, nici nu mai știu, la locații de copii. El, 600 de euro, el a fost al doilea. Zou, bună seara, fiți amabil, fetiță de 9 ani și pașaport este expirat de 3 ani. Suntem în Germania, poți să avem probleme, știi ceva? Bineînțeles că puteți să aveți probleme, pentru că după 3 ani este deja inacceptabil să nu observi. Da, urgență, trebuie să faceți ceva, să luați legătură cu consulatul și să vă faceți acte, clar. Băltiți, bună seara din Băltiți, trebuie test PCR, test sau antigenul. Mulțumesc frumos, Mihai, la o seară minunată, cu plăcere. Zău, oameni buni, ora 23, vă doresc tuturor care ați fost în live. Mulțumim că ați fost în live, mulțumim că ați fost alături de noi, că ați făcut donații aici, ați susținut. Ce pot să vă spun? Aveți grijă de voi și abonați canalul dacă nu l-ați abonat și ăsta de Facebook și ăsta de YouTube. Văd că pe Twitch încă nu merge, Twitch-ul este încă la 1, dar abonați canalul că atunci de fiecare dată când apare un nou film, nouă știre, nouă hotărâre judecătorească sau nouă emisiune, o să apară de aici, pe canalul de YouTube, Twitch sau Facebook și atunci veți fi informați automatic când apare un nou filmuleț sau un nou live. Zău, eu vă mulțumesc tuturor, o seară minunată,
Rămâneți sănătoși, aveți grijă de voi și să ne vedem cu bine zilele următoare. Ciao!